Deci, în primul și în primul rând, de la ultima ședință care ne-am văzut sau ce a fost, pot să vă spun următoarele lucruri. S-a semnat contractul și pentru drumul de la Conățenul Cadăchia, mă refer la asfaltare. Firma câștigătoare este firma din Bacău, se cheamă firma Floaru, se zice Floaru Construct. Deci, în momentul de față, sunt semnate contracte și pentru Slobozia, către firma Pai & Co. al domnului Ungărescu și firma de Bacău pentru Conățenul Cadăchia. A fost o problemă, și o știm cu toții, grea, complexă pentru sătenii din satul Munca de Chiri. Mă refer aici la situația care s-a derulat în perioada ultimele două luni, cu piromanul care ne-a făcut tot felul de greutăți. Deci a fost arestat, a fost luat, cercetat. Sperăm să găsească presarcul statului dovezi care să demonstreze că este el sau nu este el. Acum o să încep cu alea. Deci, în președinte ședință, vă rog. Vă rog. Vă rog. Mulțumesc. Filipeni. Potriv? Abține? Una din. Vă rog. Ca lucrările tehnice de Consiliul Local să decurgă în mod legal, regulamentar. După cum a fost anunțat, am fost anunțat, fost ordinea de zi pentru această adunare al Consiliului Local este următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de rețea școlară la nivelul Comunii Urechei, Județul Bacău. 2. Informare privind stadiul de evaluare contractului de concesionare pentru delegarea gestiunilor serviciilor de colectare și transport de șeuri municipale de Bacău. 3. Pentru modificarea ordinii de zi, propun pentru a fi trecut până de zi următorul punct. Proiect de hotărâre prin modificarea organigramei și a statutului de funcție de cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Urechei de Bacău. Și mai avem o rectificare bugetară pe care o vom discuta tot în cazul acestei zinții. Încă un lucru pe care va fi trecut în ordinea de zi este proiect de hotărâre prin aprobarea prelungirii scriturii de garanție numărul 378 din 27.10.2000, emisă de FCG, este în vederea implementării proiectului de modernizare drum de exploatație agricolă lungă locuie totuși, cum la Urechești, în bază contractului de finalizare numărul, așa. Asta a fost. Da. Încă un punct cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii solicitării scriturii de garanții numărul... E același numărul, mai pentru altă lucrare. Da. Pentru lucrări de prevenire și protecție împotriva inundațiilor care afectau frații de agricole din Fărâul Vișan, din comuna Urechești, din sat Cornățel, comuna Urechești, în baza contractului de finanțare, mă rog. Supun la vot. Înainte de supunere la vot, am să dau câteva explicații. Deci, pentru ultimele trei care au fost în toți supunerea de zi, sunt apărut în ultimele două zile și, în mod obligatoriu, trebuia să aprobăm în Consiliul Local în ședința de astăzi, ca să poată derula procedura. Mă refer și la garanțiile care trebuie prelungite pentru cele două proiecte. Știți că noi am făcut solicitare pentru avans pentru proiectul de la drum și pentru avans la proiectul de la Torentul de la Conățel. Și în condițiile astea, FGCR-ul cere să li se prelungească
prin hotărâri din Consiliul Local garanția. Mergeți să plătim suplimentar, 1.200.000 de lei, sau 102 de lei, mai am spus, ca să avem și o perioadă de încă vreo 3-4 de zile prelungite. Despre asta e vorba. Iar rectificarea bugetară e survenită, tot așa, între două zile și o să o discutăm detaliat. Vă rog. Acum propun la dumneavoastră, la vot, introducerea pe urna de zi a celor trei puncte. Cine se de acord? Mulțumesc, în unanimitate. Domnul președinte, aș vrea să cer o completare la ordinea de zi, dacă se poate, să discutăm și despre situația echipei de fotbal. Da. Situația în general, da? Cu informări. Cine se de acord, ca și pe urna de zi, trecută. Mulțumesc, în unanimitate. Era bun la divers. Nu? Da. Înainte de a trece la desfășurarea lucrărilor, propun să supun la vot procesul verbal de luna trecută. Cine este de acord? Am dat la referire, da? Da, procesul de vot. Da, este și cel din ședință. Da, de pe 30, după 5. Sunt de acord, dacă vreți să completați acolo solicită ca în jurul orei 12 un polițist local să fie prezent în zona școlii din Mandele Vrechiuș. Faceți puțin, cu siguranță, la terminul orelor de curs, da? Poate să fie de la 12, chiar la 13, la 14. Mulțumesc! Prin da. Cel cum? Rețeaua școlară. Rețeaua școlară, da. Deci, domnul, la capitolul rețea școlară știm foarte bine realitatea comune vechești. Principala problemă a comunei vechești e faptul că ne scad vertiginos efectivul școlar. Am cerut domnului director să-mi facă chiar o prezentare în luna decembrie, prin care vreau să fac analiza situației efectivelor școlare din 2000 până în prezent, dar și o perspectivă pentru următorii 6-7 ani. Pentru a vedea exact care este situația și să ne dăm seama cam ce măsuri trebuie să luăm. În luna decembrie sau cel puțin ianuarie voi veni și cu un proiect de hotărâre care va viza, de fapt, exact situația asta. În discuția purtată cu școala am constatat că cele mai mari scăderi sunt la școala Conățel, respectiv statul Conățel, Lunga Dochiei și Sanul Nou, și că este foarte posibil, începând de la anul încolo, să asistăm la comasări de clase și studii sau școală sau curs în simultan, ceea ce nu prea sunt de acord. În condițiile astea, cu siguranță că vom trece la transportul elevilor de la Conățel la Urechești și o să facem o clasă compact în care să învețe fiecare cu învățătorul lui și clasa întâia pentru clasa întâia, a doua, a doua, a treia, a treia, a patra, a patra. Nu facem simultan, sunt nicio formă. Deci, efectivele fiind de scădere, cu siguranță și numărul de cadre va scădea. Deci, ca atare, noi, în calitate de Consiliul Local și Primărie, trebuie să găsim soluțiile și cele mai rapide și mai eficiente, în așa fel încât efectivul de elevi, de copii, să crească. Și mă refer aici la stimularea natalității. Ca și dotări, ca și situație patrimonială, școala stă bine, că ea a primit investiții și permanent s-a avut grijă. În schimb, problema se pune la scăderea numărului de copii. Deci noi, prin hotărâri de Consiliul Local, trebuie practic să aprobăm ceea ce se solicită de către școală, se transmite către inspectoratul școlar și implicit la minister. Deci cam asta ar fi situația. Deci, din punctul ăsta de vedere, o să mai avem și discuții separate și o să tragem concluziile pe care o să le analizăm cu toții și vom iniția o serie de măsuri. Deci cam asta legat de școală. Discuții de pe marginea celor discutate, la urmă, vă notați vă rog fiecare punct și când vor fi vor de cuvânt, vom arăta cum ești. Al doilea
punct de pe ordinea de zi, informare privind stadiul de luare contract de concesionar pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Domnul. Da. Sunt un privilegiat astăzi, să-ți trebuiască să vorbesc mai mult. Deci, la capitolul deșeuri. Urecheștiu, ca și comună, a inițiat activitatea de colectare a deșeuri încă din 2009. Vă amintiți cu toții. Deci, exista o legislație care ne obliga, în mod imperativ. Noi am înțeles-o și am aplicat-o cât s-a putut. Încercăm să gestionăm la nivelul localității întreaga activitate. Știm cu toții că au existat sincopi, greutăți, probleme. Lumea, în schimb, ușor, ușor a înțeles-o. Și la momentul ăsta pot trage următoarea concluzie. La distribuirea cuvelor care s-a făcut săptămâna trecută, urecheștenii au dorit în mod imperativ să-și ia și ei pubele în așa fel încât să poată să-și colecteze gunoi și să-l dea la mașină într-un mod civilizat, dar surprinzător într-un număr foarte, foarte mare. Deci din cele 900 de pubele repartizate prin ADIS și prin firma respectivă, prin OMPREST, aproape 800 sunt deja luate. Ceea ce este un mare lucru. Chiar ei s-au mirat, pentru că știau că în alte localități disponibilitatea oamenilor de a accepta, să spunem, toate astea era foarte mult. Și eu sunt foarte mulțumit. Și cu siguranță că și dumneavoastră. În schimb, o problemă va fi că de la 1 ianuarie, când va trebui să înceapă efectiv activitatea de colectare, deci noi, practic, renunțăm la serviciile firmelor care, firme care au fost până acum în contract cu noi, va trebui să găsim cele mai bune soluții și de plat. Pentru că se pare, cu siguranță, de fapt, că și costul va fi ceva mai mare la colectarea gunoiului. Acest sistem centralizat în asociația din care facem și noi parte, ADIS-ul, practic ne obligă pe toți și implicit pe Comuna Urechești să-și achite obligațiile financiare în urma prestării activității respective. Structura creată la nivelul întregului județ este oarecum, să spunem, monopolistă. În sensul că un singur prestator și atâta beneficiari sau plătitori. Vom vedea cum se va derula treaba și vom mai vedea și cum recepționează realitatea faptul că noi va trebui să plătim în plus. Dacă vă amintiți anul trecut, noi am făcut niște calcule foarte amănunțite și chiar am redus costul la gunoi prin introducerea în taxe și impozite locale. Și atunci am mers pe o evoluție descrescândă, plecând de la numărul de membri, în așa fel încât prețul mediu era undeva la 2 lei. Dacă țineți bine. În momentul ăsta, prețul se va duce la 3 lei și... Și asta va crea următoarea problemă. O creștere a costului pe care omul trebuie să-l plătească, iar acolo unde noi nu reușim să luăm acei bani de la comunitate, va trebui să o acoperim că ne obligă prin apartenența noastră la structura întregului județ, la ADIS. Adică se derulează Consiliul Județean, primării, deci trebuie să înțelegem toate astea. Și o altă problemă. Sunt de vorbit cu cei de la ADIS. Am văzut următoarea treabă. Deci se calculează, de fapt, la tonă. Deci noi plătim la tonă de gunoi pe care o dăm către ADIS, către prestator, către prestator cu groapă de Romprest, groapa de gunoi. Deci se duce la UNESH, la centrul de preselectare, după care ceea ce nu se poate selecta și colecta, de acolo se duce la groapa de gunoi. Ei, vom fi interesați și noi ca acea cantitate pe care o dăm Romprestului să fie mică.
În sensul de a nu da tone ien, ca să plătești valori foarte, foarte mari. Dar atenție mare, nici nu sunt atât din neatenți. Pentru că spun așa, atenție că noi luăm în calcul și populația pe care dumneavoastră o aveți. Deci noi, în ceea ce am calculat noi până acum, populația Orecheștiului care, să spunem, locuiește pe teritoriu, am luat-o în calcul undeva la 2300 de locuitori. Pentru că am spus, o mare parte dintre ei sunt plecați afară, cresc în alte localități, elevi, studenți, nu știu ce, cei care făceau obiectul plății era cei 2300. La statistică noi avem 3800. Rom Prestuș a zis, o luat în calcul că noi avem 3800 de oameni. Deci, va fi o, știți cum, va trebui să facem echilibristic între tona de gunoi pe care o dăm de fiecare dată și populația pe care o avem înregistrată. V-ați înțeles? Deci chiar dacă diminuiesc foarte mult tonajul, reușesc să trimiți mai puțin acolo, totuși când se pune problema populației, ești pasibil de plată. Deci sunt doi indicatori care se iau în discuție. Tonajul și populația. V-ați înțeles? Adică nu poți să trimiți doar o mașină din gunoi de la Orecheș într-o săptămână. Exclus. Deci trebuie să fim foarte atenți la capitolul ăsta. De-aia, de acum, să fie foarte bineînțeles. Cei de la primărie vor trebui să meargă zi de zi când se colectează, să vadă exact cât se duce și cum se duce. Iar oamenilor, noi suntem obligați să le spunem, să nu pună în acel tomberon decât ceea ce cu adevărat se colectează și se reciclează. Nu punem fruzii, prânci și alte mizerii. Are tot ce e biodegradabil rămâne în curte, nu are nicio treabă cu noi. Îl plătim. Altceva. Din ce am văzut eu, dânsii, deci intenționează să înceapă activitatea de la 1 ianuarie. Așa? Și, practic, se face transportul la Onești. De la noi. Acolo se selectează, se transferă ceea ce nu e bun în partea ei. Dar noi plătim ceea ce se ia efectiv de pe teritoriu. Da? Cam asta ar fi. Deci eu v-am informat ca să știm exact ceea ce s-a întâmplat cu acele tomberoane care s-au distribuit. Faptul că au fost gratuite, faptul că noi deja, prin serviciul pe care l-am avut, dacă vă amintiți, în 2009-2010, noi am dat și noi oamenilor tomberoane cu care să-și facă treaba până la data asta. Deci, din momentul ăsta, ceea ce o dat Romprestu, face obiectul unui contract separat cu persoana. A fost o discuție, mă amintesc de cineva, a fost o discuție că li s-a fotografiat în mod obligatoriu, ei trebuiau să aibă și fotografii de la buletin atașat la contract. Și nefiind observ după ei, au fotografiat buletinul omului respectiv. Dar nu pentru alte interese, sau mai știu ce, chestiuni care să creeze o problemă din punct de vedere, nu știu, penal sau... Da. Ca să ne înțelegem foarte, foarte clar. Totuși, și întrebare la subiectul respectiv, dar aveți în vedere notat în lucru? A zis că deruge subiectul, întrebare, discuție pe fiecare subiect, sau la urmă... Cum facem? Doamne, după fiecare... Părerea mea este care ia cuvântul să discutăm pe toate proiectele de hotărâri. Nu, iau cuvântul de 5 ori. Era o întrebare simplă, domnul primar, asta vreau să aduc, dacă are un comunicat anume că se ia pe tonă sau se ia pe persoană. Eu am înțeles că, nu știu, dacă avem un comunicat la primărie. Eu am înțeles că se ia pe persoană undeva la 3-62 de ani. Chiar vă rog... Notați-vă să-mi acționați. Având în vedere că sunt proiecte de discutat multe, mulțumesc, doamnă. Trebuie să am pus punctul de pe ordine a ordinii la numărul 3, nu? Proiect de hotărâre privind organigramă, nu? Modificarea organigramă s-a făcut de funcțiune în cadrul aparatului de specialitate, până la urmă, urgență de vacă. Poți să aduc eu lămurile. Da, practic este vorba de o
modificarea funcției publice de consilier la achiziții publice, care a fost ocupată până în luna martie de Popa Ștefania, postul a devenit vacant. Din câte am observat până în momentul de față, personalul nu prea rămâne la ureche din motive financiare. Acum, noi transformarea în post contractual pentru că este un pic mai flexibil. Cei care sperăm că vor veni și vor rămâne, se mai poate desfășura și alte activități în paralel. Și funcția publică interzice. Funcția contractuală permite, într-o anumită măsură, ca respectivă să mai poată presta și alte tipuri de activitate. În măsura să nu aibă legătură directă cu activitatea de bază. Da. Deci, ca atare, am considerat că e bine să flexibilizăm toate astea, în așa fel încât cei care ar dori să ocupe asemenea funcții să poată avea posibilitatea să mai obțină și alte venituri din alte tipuri de activitate, în așa fel încât să nu intre în contradicții și să nu poată fi... Adică să nu trebuiască să dăm afară. Deci, salariile în sistemul public și mai ales în administrația locală știm cu toți sunt foarte mici. Deci, am avut situația, un debutant cu studii superioare lua 8 milioane de lei, 800 de lei, 800 și ceva. Ceea ce pentru vârsta tânără și pentru om instruit, nu cred că este convenabil și tocmai de aceea majoritatea renunță. Atunci am luat decizia să mai schimbăm un pic lucrurile și să dăm posibilitatea ca cel care ocupă să mai facă și altceva dacă este interesat, are și funcția la primărie și poate să mai facă și altceva, indiferent ce numai să poate să ducă activitatea corespunzător. Cu exigențele pe care noi le impunem. Da. Ok, doctor. Următorul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind solicitarea, aprobarea prelungirii solicitării fiul de garanție a cele două drumuri, la Bișan și la lungă vechii drumul de modernizare din Gură. Da. Deci știți foarte bine pe cele două proiecte. Sunt proceduri legale cu privire la garanția pe care acest fond îl acordă așa, și sunt acceptați de către finanțator, respectiv de AFIR. Chiar ieri am fost la Iași, mi s-a cerut în mod imperativ să facem tot demersul, în așa fel că sunt gata la termene, pentru că este sfârșitul anului și după aceea nu mai e timp să le ducem la cap. Deci, cu siguranță că astea trebuie să le votăm și să le rezolvăm imediat. E vorba și de avansul la drumul de exploatare de la Lunca de Ochii, dar e vorba și de canalul de la Cornețel. Da. Mulțumim, doctor. Următorul punct pe ordine de zi. Rectificarea bugetară. Da. Rectificarea bugetară a survenit exact sau așa două zile. E vorba de două surse financiare. De o rectificare bugetară, să spunem, niște excedente financiare pe care noi le-am obținut la primărie. E vorba de acea estimare pe care am făcut-o la începutul anului, când am spus că așa cum este construit bugetul, cu siguranță că în mod cumulativ, până la sfârșitul anului, vom avea un excedent bugetar cumulat față de estimarea inițială cu aproximativ 200.000 de lei, 2 miliarde de lei. Deci noi ne-am apropiat de chestia asta. Deci, ușor, ușor, ceea ce am spus, parametrii sunt cam atinși. Deci, ca primă sursă, ar fi una de astea, și a doua sursă o reprezintă niște venituri bugetare pe care le-am primit de la Bacău, de la Consiliu, și consta în două tipuri de alocări. O prima alocare era pentru investiții și a doua alocare era pentru echilibrarea bugetului local, respectiv cheltuieli materiale, salariale și tot ce asta. Acum o să dau voi contabilului să facă o desfășurare, să vă prezint în detaliu, ca să înțelegem foarte bine mecanismul. Deci, rog, chiar, pe noi ce să... Vă dați și noi, că s-a cam și
Deci, după ce vă prezintă detaliat toate astea, o să putem să mai discutăm și... Am discutat un pic și înainte de începerea ședinței noi. Am lăsat pe masă undeva două adrese prin care se trimesc aceste sume. Așa cum am spus, avem la 11.02.02. Aceste sume sunt pentru învățământ. Acolo e locul lor, 106, din care 87 sunt hotărâși legătorești și 19.000 la cheltuieli salariale, deci 106 îl regăsiți și la 65.020 cheltuieli personal, deci l-ați văzut acolo. La 11.0205 TVA pentru drumuri, îl regăsim în 84.02 la drumuri și 84.0271, deci ca să cele două sume, 57.500 și cu 4.000, se fac 61.500 care sunt în 11.0205. Iar la 11.0206 sunt acele sume de 200.000 care le-am primit de la Consiliul Județean cu adresa pe care o aveți pe undeva pe masă, cred că este undeva, care sunt sume pentru echilibrare. Acești bani duci efectiv unde ai nevoie și așa cum am considerat în funcție de necesitățile pe care le avem, am dus la cheltuieli de personal pentru pe luna noiembrie cu plată în decembrie. Nu era la niciun capitol, nu aveam bani de salarii. Așa, și implicit unde au mai fost nevoie. Și am dat și la școală din acești bani 10.000 de lei pentru navetă. Deci de contare navete la învățământ 10.000. Deci din acești bani s-au dat acolo. Și exact cum am spus, am precizat mai înainte, deci unde s-a considerat. La depășirile prevederilor bugetare, deci s-au încasat la anumite capitole de venituri mai mult decât aveam prevederea bugetară. Aici le-am defalcat la ce capitole avem depășiri și cu cât. Această sumă regăsim, e vorba de 25.000, pe care am la fel am dus-o pe, în funcție de necesitățile reale. Da. Cheltuielile de investiții pentru școală mai exact. Pentru școală avem mai este o diferență la gardul care sunt împrejmuiți grădinița Urechești, știți foarte bine, o diferență. Diferență la și la o diferență de la statul nou. De la acoperiș. La acoperiș acolo, da? Deci aia sunt. La campul a fost tăiat, să mai reface, nu? Probabil, în funcție de cum o să ne permit bugetul, o să-l facem și pe ăla. Dar acum vorbim de achitarea facturilor restante, la ce s-au lucrat deocamdată. Să ne intrăm în anul 2016 cu bucățele. Da? Da. Altă întrebare? Eu am o întrebare. Îmi pare rău că nu am și... N-am foile în față, am luat și de la un coleg. Aș vrea pe viitor să avem fiecare cât mai complet ordinea de zi în față, să putem să urmărim în timp ce ne explică doamna contabilă. Am văzut ceva și pe linii de sport, că s-a făcut, s-a ținut cont și s-a trimis o sumă, sau o avem în vedere. Da. De a trimite. Da. S-a trimis o bucățică și mai avem o diferență. Dar o să discutăm la momentul oportun. Asta am vrut să spun. Deci acolo am și eu niște date și aș vrea să discutăm. Da, sigur. Și în viitor ar fi bine ca fiecare coleg să aibă absolut tot, ca să să urmărim ceea ce spune. A fost aici, a fost pe masă și zic eu că... A fost prea mult și nu se vede. Da. Mulțumesc. Asta a fost să dau. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că să-mi dai înapoi. Ultimul... ordinea de zi, acea informare cu echipa de vorba, domnul Gărgăriu, dacă vreau. Domnul colegi, am văzut că la rectificarea bugetară era prevăzută o sumă de bani care trebuie virată în contul AJF Bacău pentru datoria acumulată de a se recolta viitorul Urechești în sezonul 2015-2016. Eu vreau să spun că, deci, colegi, cine a fost, deci, așa cum s-a prezentat echipa în acest început de sezon, a fost peste așteptările oricui, ținând cont că echipa s-a clasat pe locul 2 la sfârșitul turului, să zicem așa, cu toate că este un campionat mai prelungit, din cauza numărului mic de echipe, se joacă tur, retur, în prima parte a campionatului și promovare tur, retur, dar asta nu e semnificativ. Avem o problemă că băieții au rezultate bune, băieții joacă, dar din cauza problemelor financiare care nu sunt la zi, nu putem să fim în
ordine în legalitate cu legitimațiile. Vreau să vă spun că la ultimele meciuri, cu toate că băieții au bătut și în deplasare și acasă și chiar deci de pe locul 3 a venit pe locul 2, că am bătut direct în deplasare la locul 2 Aripile Cleja și acasă duminica trecută pe Dărmănești. Din păcate, nu toți fotbaliștii care, repet, sunt de la noi din sat, cunoștiți, deci de la noi cu domiciliu stabil, nu sunt legali din punct de vedere sportiv, adică nu sunt legitimați cu viză de joc, cu viză medicală, care asta s-ar putea să ducă la un moment dat la pierderea unor meciuri pe nedrept, câștigate în teren, dar din punct de vedere legal știți că legea spune clar, ai folosit un jucător sau doi sau trei și e mare păcat și un gust amar să spunem că băieții au transpirat, au muncit, au avut și rezultate bune și la urmă să pierdă din cauza unor chestii birocratice, de întârziere și financiare. Acum, poate mulți știți despre ce este vorba, domnul Angheluță e și el nelipsit, domnul Andrei. E o problemă puțin ciudată, așa. N-ar trebui să treneze prea mult și ar trebui rezolvată obligatoriu. Asta cu cheltuială în plus din partea noastră a Consiliului Local. Eu am și o informare de la Asociația Sportivă Județeană Bacău, pe care o să discutăm în momentul în care vorbim despre... Mulțumesc, domnul președinte. Și eu mulțumesc. Da, nu, vreau să vă dea un răspuns la... Legat de problema echipei de fotbal. Eu personal mă bucur foarte tare că echipa pe care am susținut-o încă de la început, e vorba de 2012, este acum în top și s-a demonstrat că punctul meu de vedere a avut efectul scontra. În sensul că a fost cea mai bună. Deci ca atare, structura, osatura echipei actuale este echipa care a plecat din Cornățel, Satronul Cadochii și care se face treaba foarte bine. O dată, doi. Din punct de vedere al material, ea a fost susținută și în perioada trecută și va fi susținută. Ideea este că n-au fost resurse financiare pe care să ne facem treaba așa cum dorim cu toții. Mă bucură totodată faptul că, în sfârșit, începând de la rectificarea bugetară din luna noiembrie anul ăsta, s-au mai gândit și cei de la Consiliul Județean că nu trebuie să ne mai facem atâta politică și trebuie să-i mai lăsăm pe oameni să-și facă treaba, în sensul că alocările bugetare s-au mai făcut și veni și criterii ceva mai așezate. Deci până acum asisteam și la discriminări de multe ori nejustificate și tocmai de aceea să ajungi în situația să nu poți să-ți achizi așa cum trebuie obligațiile către diversi beneficiari, să spunem, implicit echipa de fapt. Așa cum am văzut, pentru echipa de fotbal și pentru activitatea sportivă s-a desfășurat o serie de activități. Am continuat acolo pe teren să facem clădirea ca să poată să schimbe în ținuta care trebuie să o îmbrace la intrarea pe teren. Inițiez deja, de fapt am inițiat deja un proiect și l-am discutat pentru un teren de fotbal la Urechești. Va fi o accesare a unui grant de fonduri private la companii multinaționale și vrem să așezăm sau să punem bazele unui teren nou în comuna Urechești, implicit în satul Urechești, pentru că trebuie să recunoaște că și Urecheștiul, fiind cel mai mare sat din comună, are nevoie de un teren de fotbal și nu numai de fotbal. Am vrut să fie un teren, să spunem, multifuncțional în care să-și facă treaba toată lumea. Acum suntem în faza de a depune documentația pentru treaba asta, ca să știe comunitatea și noastră inclusiv. Da, deci la capitolul ăsta, cu siguranță că în urma rectificării pe care am făcut-o acum, vom putea să trimitem mai departe cum necesar. Dar eu cu băieții discutasem că plata pentru vizita medicală s-o susțină și ei, că nu era o sumă aberantă, era vorba de 10-20 de lei. Deci nu era asta marea tragedie. Dar o să vedem și o să mai discutăm și cu doctor. Da. Deci cam atât. Mulțumesc. Ea de fiind epuizată, trecem la luări de cuvânt. Cine să-mi scrie? Domnul Doza. Eu. Mărcuț.
cred că e primul, nu? A fost primul, da? Dacă vrea să facem schimb de... Domnule primar, vreau să încep cu primul punct la rețeaua școlară. Vreau să mă refer un pic aici. Vă rog. Știți, a fost discuție și mea pentru anul ăsta 2015-2016 cu transportul copilului cu acea mașină a noastră. Domnul director ține morțiși la o singură mașină și un singur șofer să ducă copiii la școală. Se punea problema nu? În anul 2016-2017 va fi foarte puțin, mult mai puțin copii față de anul ăsta, în special 1-4. Discutam de vom face o singură clasă într-un an. Clasa a doua, clasa a treia, clasa a întâia, depinde de copii. Să ne trezim în anul 2016-2017 că avem să comasăm copii din 5 sate să facem o clasă. Nu putem să întindem o mașină să aducă toți copiii din toate satele la cele două școli. Noi trebuie să ținem cont de acum și să luăm legătura cu domnul director, să băgăm în circuit a doua mașină, să căutăm șofer, să punem mașinile la punct și să nu mai avem discuții. Nu știu, poate domnul director vrea să le apela de casa întâi sau scoală la 6 dimineața sau ducă la școală ca să înceapă ora la ora 8. Nu ce are el. Dar noi trebuie să ținem cont de chestia asta și pentru că noi avem două mașini. Căutăm posibilitatea care cine o plătește, cum facem să nu avem discuții cu oamenii și copiii. Va fi foarte greu să iei un copil din lunga Dochei să-l duci la ORC la școală. Să le iei din statul nou decât la școală. Nu știu dacă acceptă lumea asta, când ar să spună am școală la Cornățel și mă duc la Urechești. Vor fi probleme mari. Așa că noi trebuie să luăm legătura cu domnul director ca să înțeleagă de la început. Pe proiectul de colectare, cu adisul, cu gunoiul ăsta, aici va fi problemă mare iar din nou. Dacă se scumpește prețul, nu știu dacă lumea suportă sau dacă nu ne ia la rost pe toți. Ar să vină după aceea să spună, da, ne-a dat cu bele și acum ne-a mărit prețul. Că asta e mentalitatea omului, nu știe că ăla e gratis. Eu propun, luăm legătura și cu adisul, eu propun totuși să facem o colectare a gunoiului pe comuna Urechești, să facem un depozit, dacă acceptă. Da, noi trebuie să discutăm dacă nu se poate. Să facem un depozit, reciclarea să o facă aici, pentru că se vor crea și locuri de muncă pe comuna Urechești, să dea bidoane hârtii separate de o parte și gunoiul pe care le să nu mai ducă la Unești, să tămbălească la Unești, de acolo să ducă la Bacău. Poate le ia direct de aici gunoiul care este pentru platformă, să plece direct la Bacău. Poate economisim din preț. Dacă mergem pe prețul ăsta și vine ăsta cu un preț, atunci este sarcina noastră să colectăm bani. Cum îi colectăm? Știți. Atât am avut. Da. După fiecare intervenție, domnul primar poate să dea... Deci, legat de gunoi. Cu siguranță că vor exista probleme și discuții. Cu siguranță că cetățenii vor spune că o să crească prețul și că sunt nevoie să plătească mai mult. Așa cum este organizată activitatea asta de colectare la nivelul județului Bacău, în structura creată, ADIS, toată este o asociație, nu mai avem posibilitatea reală să mai colectăm, sau să mai depozităm, mai bine spus, pe teritoriul localității vreun gram de gunoi. Tot gunoiul se colectează și se duce la stația de selectare, la Onești, după care merge la groapa comună, sau unica județului Bacău care este în Bacău. În condițiile date, vom vedea ce se va întâmpla în anul viitor. Dar am spus-o și mai devreme.
Vor fi două chestiuni. Vom reuși să spunem, să colectăm de la populație o anumită sumă. Diferența va trebui să o acoperim din contribuția pe care noi, ca și entitate administrativă, va trebui să o dăm prestator. Respectiv ADIS-ului, după aia ADIS-ul plătește către prestator. Deci problema e destul de complexă, dar zic eu că nici nu putem să ieșim din asemenea structuri. Este imposibil să mai ieși din așa ceva, pentru că efectiv nu ai mai avea unde să depozitezi gunoiul. La Giud este închis, la Mărșești s-a închis ceea ce se colectează luna asta, de exemplu, la Urechistul și la Focșani. Deci s-au creat aceste entități la nivelul județelor. E adevărat, sunt mari, megalomani, mi se pare, dar vom vedea dacă ele vor putea gestiona corespunzător, dacă nu vor apărea probleme ulterioare. Un singur prestator poate să creeze și o problemă din natură, nu știu, calitativă, din natură cantitativă. Pot să apară probleme, să spunem, eu știu, de natură, oricare alta în care să pună în pericol colectarea. Atunci te blochează la Onești, el, ce te faci? Adică, nu e atât de ușor. Dar zic eu că trebuie să începem, ca orice situație în care am debutat, vom vedea și atitudine vor avea și ei ca și prestatori, pentru că trebuie să există o anumită disponibilitate și flexibilitate. Deci nu trebuie să comporte ca niște monopoliști care, dacă nu execuți ceea ce se spune, gata, ți-am luat dreptul de mai greu. Adică trebuie să există o înțelegere, un echilibru între ceea ce reprezintă beneficiarul, serviciile pe care îl dau, și ei, ca și prestatori. Deci, mi se pare că trebuie să avem puțină răbdare, să încercăm să putem un dialog civilizat și corect cu ei, să gestionăm noi foarte atent activitatea, în așa fel încât să nu plătim sume mari către ei. Adică să plătim sume reale, ceea ce reflectă cu adevărat activitatea desfășurată pe teritoriul Comunei Urechești. Cam asta este. Iar cu transportul, știm foarte bine că m-am preocupat să fie două mașini Comunei Urechești în 2007-2008. Mai fost și a treia dinainte, am ajuns în 2003. Deci, cu transportul copiilor, cu siguranță că în momentul în care se vor reașeza din punct de vedere al structurii anului școlar, vom vedea care este formula cea mai simplă, cea mai eficientă, în așa fel încât să acoperim necesarul de transport pentru copiii din toate satele. Acum trebuie să înțelegem că la numărul de copii pe care îi transportă, nu cred că sunt probleme anul ăsta. Se merge bine și nu cred că va fi o problemă. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dogaru. Aș spun, domnul Mărăț. Domnul președinte, stimați colegi, în ceea ce privește proiectul primul de pe ordinea de zi, în aprobarea propunerii de rețea școlară la nivelul Comunei Urechești, județul Bacău, eu aș avea de făcut următoarele precizări. 1. Nu sunt de acord absolut deloc ca la școli, atâta timp cât nu vor fi numărul de copii să se facă simultan, adică să facă clasa 1 cu clasa 3 sub același învățător. Sub nicio formă. Mai degrabă să îmbunătățim calitatea de transport al copiilor și să îi aducem pentru a avea numărul corespunzător la centru, adică la Urechești. Din alt punct de vedere, pentru siguranța transportului copiilor, din cunoștințele mele, în afară de șofer care transportă acești elevi, știu că trebuie să aibă un reprezentant al școlii pentru supraveghere în mașină, pentru siguranța transportului. Nu știu dacă se face, părerea mea este că nu se face acest lucru și e un lucru rău. Nu trebuie să așteptăm evenimente ca să punem în practică lucruri legale.
Din alt punct de vedere, este foarte bine, domnul primar, că ați alocat acești bani pentru profesorii navetiști, întrucât în școală este o discuție pe această temă foarte tare. Foarte tare. E bine să o evităm. Dacă este cadrul legal, n-are rost. Trebuie să alocăm bani și cu asta basta. Asta e problema. Până când se va gândi probabil ca în România să se facă anumite proiecte de hotărâri în care să dea prioritate oamenilor care au învățat o facultate și sunt din localitatea respectivă, să aibă prioritate la angajare în școală, domnule. Să lăsăm un pic niște chestii de alea cu tot felul de examen. Se poate face, organiza la nivel local anumite examene. Nu știu, este o părere personală. Adică, în felul ăsta, și calitatea învățământului ar crește odată din punct de vedere că profesorul, învățătorul, fiind local, cunoaște oamenii. Cunoaște copiii, știi de unde provine. Are un interes direct pentru că este rușine pe urmă când se întâlnește cu părinții prin sat. Cred că cel care face naveta, anul ăsta sunt aici, la anul mi-a luat boțelcuța și m-am mutat în altă parte și tot așa mai departe. Ce vă pot spune din punctul ăsta de vedere, cred că am spus destul. Sunt de acord cu expunerea pe marginea acestui proiect de hotărâri care l-a făcut domnul primar. În ceea ce privește colectarea de gunoaie, ar vrea să vă întreb, domn primar, dacă așa ați făcut dumneavoastră o verificare. Cei care au venit și au luat pubelele sunt și din cei care n-au plătit gunoiul. Răspuns? Nu, deci așa. Deci sunt, că dacă sunt, înseamnă că e mult problemă, trebuie să lucrăm la acest capitol în sat. Dar e bine. Atenție. Da. Deci, dacă o veniți via pubelă, e bine. E bine, da. Numai să nu fie partea cealaltă care, știi, la povară, la degeaba, venim cu toții. Când e vorba de plătit și... Adevărul este că suma este pe undeva... Doamne, ce mai discutăm? Eu bieri, domn, pe lună. Da, corect. Dar să nu mai avem atâta în chestia asta, adică cât o, vă rog, domnul, pentru că noi am avut o decizie în care atunci când se plătește taxele și impozitele locale, să se plătească pentru buna colectare, pentru tocmai a face lucrul ăsta, așa îl putea verifica pe cel care de fapt este împotriva plății gunoiului, a civilizației mai până la urmă. Și am scăzut prețul. Și am scăzut prețul. Corect. Așa. Deci aici ar fi fost, este o chestie care eu am vrut să o ating, să facem, domnule, ăștia toți care au venit au și plătit, din punctul ăsta de vedere. În restul, da, în ceea ce privește treaba cu echipa de fotbal. Eu țin minte că chiar personal, când a fost discuția despre această echipă de fotbal, pentru a nu mai fi atâtea probleme în Consiliul Local și a implica niște discuții fără motiv, am spus, domne, să se hotărască acei oameni și un reprezentant al lor, că e antrenorul, că știu eu, administratorul, cine o fi omul ăla, nici nu-l știm, eu habar nu am cine. Așa? Să vină, domnule, la primărie, să ia legătura cu dumneavoastră, cu executivul, cu primarul, să spună clar, domnule, uite, noi avem nevoie de cutare, avem nevoie de cutare, ne puteți sprijini în cutare loc, ne puteți sprijini în cutare loc. Nu
așa noi să venim aici așa să spunem, ba, acela, că eu nu am, Doamne ferește, colegul nostru, domnul Gheorghe, are dreptate, pe bună dreptate spune că joacă și n-au legitimație și sunt ilegali și pot să piardă la masa verde, nu știu, lucruri de felul ăsta. Dar cine trebuie, domnule, să intereseze de treaba asta să facă? Nu administratorul lor, nu antrenorul, nu... Trebuie să ocupi Consiliul Local. Asta este părerea mea. Așa. Nu că, de altfel, excelent. Mi-a plăcut, îmi place fotbalul, Doamne iartă-mă. Nici nu mă gândesc la vreo idee că sunt împotriva nici pe departe gândul. E problema asta de organizare. Care trebuie rezolvată într-un mod civilizat. Știi, nu mai este nicio, că nu ar fi atâta. Cât bani poate să fie, domnule, pentru niște legitimații, ca să le discutăm noi în Consiliul Local, acum că n-ar legitimații niște jucători. Ce e Dumnezeu? Deci, se pot evita multe lucruri. Domnule președinte, din punctul meu de vedere, celelalte materiale, proiecte de hotărâri, nu am... Ce se comentează? Sunt legale, sunt în ordine. Mulțumesc, domnul Marcus. În mare, le-am cam atins. Legat de gunoi, încă o dată spun, nu avem altă soluție. Pubelele pe care le-au luat și cei care n-au plătit până acum, să știți că s-au angajat prin contract. Deci ei s-au angajat prin contract și asta presupune că se responsabilizează omul. Deci oamenii încet au ajuns la nivelul în care să își dea seama că nu mai pot arunca gunoaiele pe oriunde. Ceea ce este foarte bine. V-am spus, problema nu este la comuna Urechești în care să spui că nu va plăti, că nu va avea capacitatea să-și asigure resursa cu care să plătească prestatorului. Nu. Să vedem cum se va derula activitatea efectivă de către prestator. Și să nu avem vreun conflict ulterior care, eu știu, poate să pună în pericol efectiv activitatea de colectare. În rest, nu cred că noi, oamenii din Comuna Urechești, suntem atât de neîncrezători sau atât de nereceptivi la... Nu, pentru că, de fapt, este o altă etapă în activitatea de colectare pe care o vom face de aici încolo. Da. Transportul cu copiii, nu mai punem în discuții. Să asigură mod constant. Chiar zilele astea am și cerut să facă în așa fel cât școala, ca pe perioada de iarnă să nu fie mai mulți copii decât numărul de locuri, mașină, obligatoriu, nu vreau să văd părmălaie și înghesuială și tot felul de nebunii, și să-și facă în așa fel cât programul, cât să meargă cu viteză cât mai mică, cât mai redusă, să nu creeze o problemă, mai ales că cei din Slobozia vin și pe drumul național. Cam asta este situația. O mică paranteză referitor la achiziția de gunoi. La Corățel încă sunt oameni care doresc să ia din cei care n-au reușit să ia în ziua aia. O mică, dacă era afișat sau eu știu, anunțat mai înainte cu o zi, două, erau mulți mai mulți care luau pubele. Deci mai sunt vreo 100 și vreo 25 de pubele de luat. Am văzut că sunt oameni care doresc să facă treaba asta. O să discutăm din nou cu Rompresu să vedem când își organizează o asemenea deplasare sau, dacă nu pot ei, să le aducă la noi, iar primăria să încerce să gestioneze problema în așa vreme cât oamenii să-și poată lua poveri la noi. Mulțumesc, domnul Marcus, are cuvântul domnul Drăgăuță. Andrei era trecut. S-au măsuit. Plec din ședință dacă e. M-am măsuit la cuvânt primul. Am ajuns, zice Andrei. E Drăgănuță, Andrei, Gheorghioi, Dumitru. Da, spune, nu tot evitați. Da, bine, vă mulțumesc. Dăm cuvântul domnului, nu? Nu, lăsați-l pe domnul Andrei. Hai, domnul, hotărâți-l ăsta acum. Eram trecut în momentul. Păi tot mai, acum. Hai, domnul Drăgănuț, are cuvântul. Majoritatea azi, într-o... Nu, dar nu începem, facem acum... Da. Deci, în legătură cu colectarea deșeurilor, dacă domnul primar poate spune dacă suntem forțați de cineva ca să plecăm de la 2 lei pe persoană, să plecăm la aproape 2-3-6 și știm că într-o societate care deține un monopol, oricând, o lună, două, trei, poate să mărească prețul, nu putem face absolut nimic, exact cum e cu și energia electrică. Da, o altă întrebare,
Continuarea lucrărilor la Părul Vișan, dacă știți o dată când o puteți efectua. S-a mai discutat despre părul de la Moara Părnățel, care trebuie rezolvat acolo. Da. Și cam atât. Vă mulțumesc. Domnul Ion, s-a acceptat. În ideea că, economic, orice structură, atunci când crește în dimensiuni, va avea entropie, dezorganizare. Deci cu cât un sistem crește în dimensiuni, cu atât gradul de dezorganizare crește. Da? Asta este legitate a fizicii. Dar și a economicului, pentru că în momentul în care am creat o structură la nivelul unui județ, de fapt, cam asta a fost orientarea activității de colectare a gunoilor în întreaga țară. Deci nu prea s-a lăsat la dispoziția entităților locale să se gestioneze în structuri mai mici, pe motiv că groapa trebuie să fie ecologică, trebuie să fie și rentabilă, trebuie să creeze veniturile cu care se desfășoare activitatea respectivă. S-a recurs la alcătuirea unui master plan la nivelul întregului județ. Și aici s-a concluzionat că cea mai bună soluție este asta. Zonal, regional, să se facă pe anumite zone din județ, centrele de preselecție de reciclare, după care se leagă cu gunoi care nu mai este pretabil la reciclare, la depozitare într-o singură locație. Deci vă dați seama că, efectiv, dacă am ieșit în asemenea organizații, în momentul ăsta n-ai mai avea capacitatea să depozitezi gunoi nicăieri. Deci ești constrâns. Deci nu mai ai alternativă. Nu puteam merge în continuare cu firma... Nu puteam, nu mai puteam. Pentru că, una, suntem membri în ADIS. Doi, și în județul Vrancea e aceeași procedură. De fapt, toate gropile de gunoi, Adjudul este deja ecologizată. Mărășeștiu, deja au închis-o și pe ea acum, zilele astea care au trecut. Acum noi, practic, luna asta, noiembrie-decembrie, perioada până la sfârșitul anului, colectăm și ducem la Focșani. Urmând ca, din momentul în care cei de la ADIS, respectiv Rompresto, va începe activitatea, reziliem, stopăm, închidem contractul cu cei din Vrancea și mergem pe structura în care am intrat de comun acord, știm cu toții, nu ne-a forțat absolut nimeni, în urmă cu ceva vreme. Deci, va fi o temă de discuții, va fi o problemă, să vedem dacă nu vom asista la creșteri de prețuri, dacă nu vom asista la tot felul de situații de astea neavut în vedere în momentul în care solicitați și s-au discutat, așa? Acum vom vedea. Este un experiment, nu pot să mă pronunț că va merge sau nu va merge. În principiu ar trebui să meargă, pentru că, vă spun, perspectiva colectării gunoailor este obligație prin apartenența noastră la Uniunea Europeană, fraților. Nu facem noi că de dragul nu știu care sau nu știu cine, dar și implicațiile pe care gunoaile au asupra mediului. Deci, da. Bun. Știm cu toții, am avut momente în care în Comuna Urechești nu colectam gunoi și știți foarte bine treaba asta. Exista tentativa aia, sau tentația, mai bine spus, a individului de a o împrăștia pe unde putea. Deci în momentul în care am adunat, cantitatea a mai scăzut, le gestionăm mai ușurel. Deci acum vom vedea ce se va întâmpla în etapa următoare. Cu privire la cele două componente. Mă refer la Vișan, Părău Vișan și la așa. Deci vremea e cum este. Iar vom continua activitatea pe 100-150 de metri pe zona de la podul, de la podarea de acolo, în amont, în sus, spre tine, să spunem, mai sus acolo. Și implicit pe cel de la Moară, care este aprobat în anul ăsta. Da. Mulțumesc, domnul Sfânt. Are cuvântul domnul Andrei. Mulțumesc, domnul președinte. În legătură cu deșeuri, vreau să știu, să spun la domnul primar, dacă avem un comunicat în care, aveți dumneavoastră un comunicat în care plătim gunoiul la tonă, cum a spus. Ne-a prezentat, aveți o hârtie, nu? Există. Ca să nu înțelegem că eu am alte informații și de asta zic. Vreau să știu, adică să înțeleagă domnul consilier cum decurg toată treaba. Și cu Tomeroane a fost un succes neașteptat din partea primăriei, pentru că și-a făcut o campanie. În rest a făcut altcineva o campanie în care să meargă fiecare cetățean să-și ridice tomberoană. Prețul la gunoi, după câte știu, e în vârba de 3,62 lei de persoană. O să vină calculat.
Așa, deci eu știu că nu se plătește la tonă. Dacă în primul asta am subit un comunicat, vă rog să ne prezentați și nouă ca să știm dacă într-adevăr cum... Cetățenii o să se plătească, au luat toberan sau așa, au mers... S-au prezentat bine, vreau să știu dacă noi mai avem din toberoanele vechi 114 pe care nu s-au dat, din alea verzi mai sunt care nu s-au dat și așa. Și sper să fie un lucru bun. Cetățenii au înțeles că o să vină de 4 ori, nu o să vină la două, deci o să vină în fiecare săptămână, la pe săptămână să ridice gunoi, nu la două săptămâni. Ei au fost mulțumiți, au venit, s-au prezentat și au luat tomberoanele și știu că o să plătească, deci nu o să mai plătească la primărie, după câte am înțeles. Mai strângem, nu mai strângem noi banii. Deci banii s-o să strângă lunar, o să fac un contract cu ajutorul primăriei, că punem la dispoziție actele. Noi am pus la dispoziție, de asta știm. Eu nu sunt de acord cu asta, am mai avut o persoană care a fost așa și a făcut prin primărie pe aici tot felul de... Ori îl angajăm definitiv. Ai definitiv, nu? Nu, cu posibilitatea să mai lucrezi și în altă parte, cum a spus dumneavoastră. Păi, eu așa am înțeles. Păi, subcontractual. Deci el, dacă deține o funcție publică, mai lucrează și în altă parte, în afara programului, nu. În ce domeniu lucrează? Deci asta e de înțeles. Mai lucrează tot pentru primărie alte sări sau particular mai lucrează? Deci asta e venit de înțeles că... Știți că am mai avut care a lucrat aici și avea și societatea de cadastru și s-a mai întâmplat și alte minuni. Bine, deocamdată, cu echipa de fotbal, vreau să-mi dați răspunsul tău și până să vă zici de echipa de fotbal. Echipa de fotbal, cum știți, a fost două echipe la început, a rămas una, problema cu legitimațiile, că n-au avut toți bani la transfer. S-a transferat jucători dintr-o echipă în alta, de la Recolta la Urecheș, pe banii lor, au făcut cât la viitor. Fie cât a putut. Nu e echipa dumneavoastră care o deține, ci echipa comunului Rechești, a întregii comuni, în care joacă toți care au abilități. Problema cu banii că sunt mulți care acum jucători sunt care îs elevi sau n-au posibilitate, n-au servicii noastră, n-au de unde să-și plătească. Pentru o legitimație ca să meargă să șovizeze, să facă un transfer, când ne-am angajat că facem noi transfer. Costă 50 de lei, plus 20 de lei la medic, oricum îți bani, să adună. Noi am cerut la buget, când am făcut bugetul, am zis să luăm o sumă de bani ca să alocăm echipei de fotbal. Nu s-a pus bani la începutul anului, acum e greu ca să dăm. Așa, și ce mai avem? Mai avem cu tot cu echipa de fotbal, mai era un punct. O să lăsăm la diversii, că nu... Da, asta e. Vreau să știu cu Adisul dacă sigur aveți undeva, a spus că se ia la tonă, sau se ia pe comună, cum m-a spus dumneavoastră. Că avem... Deci vreau un comunicat. Dacă domnule, ăia de Adisul a trebuit, domnule, ăsta e comunicatul, plătim la tonă, comună Urechești. Nu putem să mergem cu ăsta, adică să știm exact. Ori plătește de persoană, ori la tonă. N-ați înțeles. Da, pe aia să n-am înțeles, vreau să înțeleg. De asta am pus întrebarea ca să plec. Deci am spus că ei colectează și se plătește la tonă, țineți minte, dar ei sunt băieți isteți, se raportează și la numărul de populații, pentru că tu, comuna Urechești, nu poți să te duci cu o tonă la gunoi, de gunoi la groapă, trebuie să te duci cu un gunoi care se reflecte exact numărul de populație pe care o ai, adică el se raportează și la... aportul de gunoi pe care acea populație, acei oameni, îl au și tu nu poți să spui, băi, la Urechești am 2000 sau 3000 sau câți am eu de oameni, dar n-am decât 500 de chile de... Stai mai, nu se poate numai 500, tu ai mai mult 500, ați înțeles? Deci oamenii, pe bună dreptate, se gândesc că prestează activitatea de gunoi pe teritoriu, dau niște cheltuieli de deplasare, cheltuieli forța de muncă, tot felul de cheltuieli directe și indirecte. Ei, atunci se raportează la doi indicatori, la cantitatea de gunoi pe care noi o producem și o trimitem acolo, dar și la populația pe care noi o avem înregistrată în statistică, care de fapt este cea care produce efectiv gunoiul. M-ați înțeles? M-ați înțeles, da? Deci sunt doi indicatori pe care ei țin cont. Bun, odată. Dar ce-i plecați? Că tocmai noi am transmis, da. Noi când am transmis date și am spus așa, avem un număr de populație totală, dar avem și populații
avem din populația totală, avem populația permanentă, care este cea care furnizează gunoiul către prestatori. Hei, populația permanentă e cea care îți dă gunoi, da? Dar populația plecată nu poate să plătească, că e plecată. E plecat în afară, e plecat la școală, e plecat oriunde. Nu stă decât o dată pe an, ăla nu poate fi pus să plătească gunoi. Asta înseamnă, da? Deci cam asta. Există și comunitatea de deci au fost la punctul 3, da. La punctul 3 din acolo. Deci eu vă spun adevărul, nu vă mint cu acolo nimic. Deci trebuie să gestionăm atent. Nu trebuie să ne speriem. O spun cu toată mangheța. Deci trebuie să fim dispuși la discuții cu dânsii și o să vedem cum se va derula pe o perioadă de 3-4 luni de zile, dacă sunt probleme, le discutăm, dacă nu sunt, să meargă înainte. Problema mare e prețul mare. La capitolul, mă rog, de... Domnul, aici este o problemă, după părerea mea. V-a spus dumneavoastră acești oameni cum au calculat la numărul de locuitori câte tone să facă? Cum au ajuns la câte tone? De exemplu, la 1000 de locuitori, ei cât au calculat că trebuie, cât gunoi trebuie să rezulte? Una. Asta e una. A doua, pe urmă, cât îi revine fiecărui locuitor de plată și cum o calculat el și-o împărțit acest gunoi pe fiecare om? Dragii mei, prețul ăsta este prețul mediu al județului, mă, fraților, că nu se pune în discuție prețul Urecheștiului. Deci Urecheștiul, dacă ar fi fost luat în calcul ca și preț, avea să fie mai mare decât la Ștefan cel Mare. Nu m-a referit la comuna Urechești. Nu. M-a referit la... Deci, la firmă. Prețul este prețul mediu al județului, pentru că cel de lângă groapă sau de lângă centru de reciclare, ăla trebuie să plătească 1 leu sau 2 lei. Sau 50 de bani, eu știu cât trebuie să plătească. În timp ce la Urechești, unde ai 30 de kilometri până la Unești, trebuia să plătești mai mult. Deci nu se pune în discuție că este prețul nostru. Nu. Impus nouă, că avem noi populația asta și tocmai de aia am spus dânșilor că se ia în calcul și cantitatea pe care tu o furnizezi la groapă. Dar că tu trebuie să plătești în medie cam aproximativ 3,60 de bani raportat la populația pe care o ai tu în statistică. Acum, e o chestiune destul de delicată. Da. Trebuie să fim atenți și la cantitate, dar și la modul în care deși vă lua în calcul populație. Pentru că există fluctuație. Da. Vine, pleacă. Da. Dar problema era bine dacă... Așa, mai departe, cu stați, prețul pe tot. Cu echipa. Hai să nu politizăm. Deci lăsăm politica deoparte, echipa de fotbal, nu trebuie să facă nimeni politică, trebuie să ne facem treaba serios. Deci, ideea este așa. Pentru ceea ce reprezintă acum cheltuielile de transfer, de ce a fost așa, este facturat și vom plăti oamenilor, cum am stabilit, în etapa asta, din electrificarea pe care am făcut-o, ca să ne ducem la zi cu obligația de plată la echipă. Asta e clar. Deci, datorii mai vechi nu mai sunt, să mergem înainte. Dar este nimic. Să meargă echipa bine și să... Păi, mai sunt de anul trecut datorii. Sunt plătite, domnule. Sunt plătite. Sau plătite. De ce spunem că sunt, că nu sunt? Vă rog. Asta a fost chestia cu raportul dintre zonă, populații și preț. Vă rog. Mulțumim, domnul Andrei, dăm cuvântul la Gheorghe Oiu. Da, mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnilor colegi. Mă bucur că inițiativa de înregistrare a ședințelor Consiliului Local a fost în sfârșit pus în practică. Știți că acum vreo două luni am avut și o inițiativă, nu contează, dar vreau să vă reamintesc. Pe aia am votat contra. E bine să ne păstrăm obiceiul, fiindcă asta înseamnă, în primul rând, multă transparență. Așa. Vreau să încerc să ating toate punctele puse pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Vorbim prima oară cu rețeaua școlară. Noi trebuie să aprobăm astăzi o rețea școlară care am înțeles la domnul primar, am înțeles și la domnul Prătășanu, domnul director, și împreună cu colegul am participat și la ședința Consiliului de Administrație a Școlii.
Din păcate, situația școlară și viitorul școlilor și mai ales a noastră aici nu e tocmai cel mai frumos și cel care ar vrea să-l aibă toți. Din păcate, se merge pe o chestie veche, rețea școlară, nu știm de multe ori ce aia, aprobăm să o aprobăm sau nu. Cred că o să o aprobăm. Problema este alta, să ne gândim la copiii ăștia noștri, că a început sezonul rece, care înseamnă o perioadă lungă de timp. Oare unde își desfășoară copiii ăștia noștri orele de educație fizică? Unde crezi dumneavoastră că își desfășoară orele de educație fizică? Deci, eu pot să vă spun că și le desfășoară în clasă, înlocuind orele de educație fizică cu altceva, sau bătut din palme, sau făcând anumite exerciții, nu tu echipament, nu absolut nimic. Știm totuși, adică cel puțin așa știam, că sportul înseamnă și foarte multă sănătate. Dacă s-a schimbat între timp chestia asta, eu nu mă pun de acord cu alt curent. Deci eu știu că sportul înseamnă sănătate. Haideți să ne uităm puțin. Deci, prima oară. Dacă putem să rezolvăm problema unui teren de sport pentru școala Urechești, care cred eu că ar fi de necesitate primordială. Asta e prima propunere. Apropo de cadrele didactice care ne învață copiii, fiindcă e vorba de copiii noștri aici și avem, cum să spun eu, mare grijă de ei și avem și așteptări la ei și nu există părinte care să nu vrea ca și copilul lui să dea randamentul maxim, aici contează foarte mult de învățător, de cadrul didactic, de dascăl. Acum, nu că aș vrea să-l contrazic pe domnul coleg Mărcos care vorbește înainte. Dacă ar fi pe același nivel de pregătire ca și cadrul didactic, dacă ar fi, să spunem că avem un profesor de educație fizică de aici din comună și unul din altă parte, într-adevăr și eu aș înclina să aibă postul cel din comună. Dar eu cred că primar trebuie să fie competența. Competența, deci dacă ar fi un profesor bun din Buhuș, care să scoată rezultatele maxime de la copiii noștri, eu l-aș susține pe ăla. Dacă ar fi cineva și din Urechești, aceeași competență, pe aceeași palier cu profesorul ăla, atunci l-aș susține pe omul din satul nostru. Problema, ce facem cu al doilea microbuz, ar fi întrebarea mea. Știți că este parcat aici în curtea primăriei și ținut în condițiile actuale, o să degradeze obligatoriu. Deci microbuzul o să ruginească, o să fie atacat de șobolani, o să mănânce. Deci cu cât microbuzul ăla stă mai mult în curtea primăriei sau oriunde, nu numai în curtea primăriei, sau chiar și într-un garaj, nu mai spun că el stă în condiții improprii, se va degrada din 5. Să nu mai spunem că acum poate avem de plătit doar o revizie, o vinietă și niște cauciucuri ca să-l facem funcțional. Dar dacă intră niscavai alte viețuitoare prin el, gen șobolani și mănâncă și cablajele și asta, îl punem pe butuci. Așa. Mă gândesc că dacă... Nu că dacă. Deci dacă spuneți, domnul primar a explicat că să meargă cu grijă, dacă timpii de transport a copiilor de acasă și până la școală, în sezonul rece, se mărește, eu spun că e de prioritate folosirea celui de-al doilea autobuz, fiindcă atunci o să ajungă unii copii la 8:30 și cu aceeași mașină o să ajungă și la 9:30. Deci problema cu microbuzul, eu spun așa, punerea la dispoziție a școlii, a celui de-al doilea microbuz, investiție suportată de Consiliul Local Urechești. Eu așa o văd. Am și copii la școală aici, nu folosesc microbuzul, dar nu trebuie să mă gândesc la ei. Sunt alții care au mare nevoie de autobuz. Așa, acum, pe primul punct, sper că am spus ce am avut de spus. Acum să discutăm despre problema cu noi. Într-adevăr, cum a încercat și domnul coleg Mărcuț, eu aș fi curios să spun. Domnul coleg Andrei a spus că e 3 lei și ceva, 3 lei 62. Preț per persoană pe lună. Pe persoană pe lună. Eu, din câte am citit în ședința pe comisii, era și ceva fără TVA. Cred că o să ducă la 4 lei și ceva. TVA. Bun, am înțeles. Dar, pur și simplu, cum îl mulțumesc eu pe omul ăla? Deci, îi cer 3 lei pe lună pentru cât gunoi? E per total, fiindcă acum eu consider că mărirea costului gunoiului o să reflecte în problema colectării impozitelor
locale, dacă noi folosim aceeași schemă. Deci, da, eu am spus, domnul Andrei, dacă folosim aceeași schemă să, ca primăria să fie, fiindcă până la urmă acolo ajungem, fiindcă dacă noi colectăm de la populație X și avem de dat X plus 2 către firma Adis, noi ăia 2, X de la populație și 2 trebuie să-l suportăm noi, ca și administrație locală. Dar eu spun așa, dacă cineva scoate un sac de gunoi și la poartă și altă familie scoate 5 saci, nu credeți că e o problemă ca ei pe lună să plătească acea sumă? Eu cred că da. Eu cred că da, asta. Și încă o dată, eu consider că dacă se mărește prețul de colectarea gunoiului, noi, cum să spunem, nu prea lucrăm în interesul cetățeanului. Eu știu că suntem înscriși în ADIS, nu avem cum să ne retragem, dar noi trebuie să lucrăm în interesul cetățeanului. Eu așa spun. Cum protejăm noi cetățeanul? Oferindu-i un preț mai mare? Aici e o problemă. E o problemă de esență, într-adevăr. Uniunea Europeană și toate astea. Dar eu cred că Uniunea Europeană nu fac, adică cel puțin, să extrapolez așa puțin, nu cred că vin aia de la 100 de kilometri sau dacă vin, au mașini, nu se desfășoară pe distanță așa de mare. Oamenii sunt organizați la 30 de kilometri, au groapă, e acolo sau aia e treaba lor. Noi mai avem mult și nu cred că o să ajungem prea curând acolo. Așa, deci am spus, eu consider o nedreptate pentru ăla, deci avem de plătit, să spunem, domnul Andrei, 4 lei pe lună. Da? Dacă eu scot un sac de gunoi și vecinul scoate 5 saci sau 10 saci de gunoi, cum să plătească același preț? Dar e de persoană, poate, că poate pe persoană. Deci spunem că e, deci da, două familii de câte 3 persoane, da? Una după alta. Una scoate la poartă un sac de gunoi și una scoate la poartă 5 saci de gunoi. 3 persoane. Deci amândoi plătesc 12 lei. Deci dacă celălalt dă mai mult gunoi. Așa, deci păi, nu. 12 lei, dar într-o casă 7. Vreau să discutăm chestia asta. 28 într-o lună. Vreau să discutăm chestia asta. Nu. Eu am spus că dacă sunt, deci, de condiții sociale diferite și gunoiul știți cum este. Unul n-are ce mânca și nu scoate decât un făraș și altul și suntem 3 persoane și plătim la fel. Așa. Bun, așa. Deci, încă o dată, eu consider că în momentul în care o să fie, spuneți, nu o să fie externalizată problema, cum dumneavoastră a adresat, înțeles că nu o să fie contracte direct cu oamenii, și aici îmi dați dreptate, fiindcă o să fie intermediar primăria, că până la urmă primăria trebuie să acopere costul total dictat de ADIS, așa, consider că nu se poate externaliza total. Deci, obligator o să fie și primăria, așa, și eu consider, din punctul de vedere, că se face o nedreptate oamenilor. Așa. Acum, ce am vrut să vă spun, apropo de modificarea organigramei în aparatul de administrație a primăriei. Știu, domnul secretar, că dumneavoastră ați prezentat mai mult chestia asta, că în momentul în care s-a ocupat acum un an sau doi postul ăsta la achiziții publice, a fost un concurs și au participat 2 persoane. Una a câștigat, dar a renunțat. Cealaltă persoană care a rămas nu și-a arătat interesul să participe, să ocupe postul? Și întrebarea mea acum este, nu are. Deci, al doilea job, că a spus că, deci, făcând chestia asta contractuală, persoana are voie să aibă al doilea job. Faceți-mă puțin să înțeleg. Adică, ea o să fie odată angajată prin contract pe perioadă determinată, cred, de primărie și poate să facă și altceva. Dacă vreți să faci o mică paranteză, să pot să mă duc eu pe firul problemei. Ce poate să facă după ce își face serviciile pentru care e angajat? Asta e ipoteză. Nu e obligatoriu. Poate să nu facă nimic. Înțelegeți? Dacă mai faci și altceva, i-am putea da șansa. Ipotetic vorbesc. Nici o funcție din structura de personal la primăria Orecheși nu este perioadă determinată. Ca să ne înțelegem. Deci toate sunt pe perioade nedeterminate. Funcțiile astea sunt din 2 categorii. Funcțiile publice și funcțiile contractuale. Da? Nedeterminate. Ceilalți, primarul, viceprimarul, perioada determinată, demnitarii, o altă. Deci, funcția pe care noi o transformăm acum, o facem din funcții publică, perioadă nedeterminată, în funcții contractuală, în perioadă nedeterminată, să ne înțelegem. Deci omul ăla poate să stea, să iasă la pensie, indiferent ce vârstă ar avea. O dată. Doi. O facem pe
contractual, din funcție publică în funcție contractuală, pentru a permite unui asemenea om care s-ar angaja, ipotetic, poate că ar avea și capacitatea să mai facă și alte tipuri de activități, având în vedere că veniturile lui sunt extrem de mici, salariile sunt mizerabile. Copilul ăla care era absolvent de ASEU, făcut la București, ASEU, Academia Studii Economice, la zi, cu master, la zi, știa carte, era când s-au uitat cei din comisie care au venit la Bacău, au rămas foarte uimiți de calitatea pe care o avea acel om. Avea o când au venit și s-au uitat, dar nu este foarte bun copilul ăsta. O stat cât o stat, pentru că au văzut că nu avea perspectivă de crește venitul salarial. S-au zis la o bancă în care ia salariul dublu. Și atunci, lăsăm funcția publică cu un salariu de 80 milioane de lei, debutant cu studii superioare, era cât femeia de serviciu, da? Femeia de serviciu, cu tot, cu vechim, cu tot ce a vreo 9 milioane. Copilul ăla, la 25 de ani, îl lăsăm cu 8 milioane, nu-i mai dă nicio posibilitate, legea îl constrânge, pentru că nu are voie, fiind funcție publică, nu mai poate să mai presteze și alte treburi, da? Și atunci o să vedem că mai vine altul, mai bun sau mai puțin bun, pleacă și ăla, următorul pleacă și ăla și tot așa. Deci trebuie să ne gândim la partea efectivă de a-i atașa pe oameni și să rămână în structuri și să facă treaba serioasă. Deci ce ar putea să facă el? Extra program, e treaba lui, el trebuie să-și facă cele 8 ore care îl obligă legea și restul e treaba lui. Am făcut treaba asta ca alternativă, ca omul să fie interesat să se așeze și dacă este capabil să mai facă și altceva, e liber să o facă. Am înțeles. Deci acum al doilea job... Treaba asta oricine. Mulțumesc, domnul primar. Deci al doilea job nu se va desfășura tot în primărie. Domnule, deci omul după programul de 4 ore poate să meargă în altă parte. Să aibă al doilea job. Bine. Programul de 8 ore. Scuzați. Dacă dorești. Da, da. Dacă dorește, are posibilitatea. Eu cred că acum e foarte bine că am discutat și ați explicat și dumneavoastră, fiindcă că sunt convins că o parte din noi treceam peste asta și ajungeam la vot fără să știm. Acum am înțeles. Omul, după ce pleacă aici, având program de la ora 8 dimineața până la ora 15:30 după amiază, de la ora 16, spunem, poate să ducă în altă parte pe al doilea job. Are, deci dacă vrea, are posibilitate. Dacă vin de Gogoș. Am înțeles, da. Așa. Nu să... Cu primăria, sigur că acum, am înțeles. Deci pe chestia asta am înțeles. Eu cel puțin am înțeles. Așa. Deci din cauza asta s-a făcut modificarea ca să-i permită omului să-și suplimenteze bugetul, să ajungă să aducă acasă bani mai mulți. Dar clar și muncind mai mult. Ori mai multe, fiindcă îți duce și la job. Așa, e în regulă. Acum, ce am vrut să vă spun, să revenim la echipa de fotbal, unde am avut și puțin inițiativă. Vreau să fac ceva cu rectificarea bugetară. Dacă vreți să-mi spuneți în rectificarea bugetară, unde sunt prevăzuți banii pentru echipa de fotbal? Că am înțeles că sunt bani prevăzuți. Am înțeles. Deci, acolo cheltuielile totale, 49.000 de lei sunt la cheltuieli administrație, da, materiale administrație. Și ce sumă avem noi calculată pentru a trimite către AJF? Mai frate, în funcție de factura lor, este undeva la 35 milioane atunci. 3.500 de lei, cam așa. 3.500 de lei. Noi avem o informație aici, pe baza procesului verbal, chiar tura trecută, domnul Drăgăduț Vasile a vorbit despre chestia asta și a întrebat care e situația cu datoria către AJF. Și domnul Vici, cred că i-a răspuns că s-au trimis 2000 de lei. Domnul... Da, s-au trimis din datoria anului trecut. Așa. Așa sunt 3.500 datoria pe turul care a început în 2015. Așa, bine. Eu v-am întrebat ca să știm chestia asta. Eu vreau să vă spun și altceva. Noi avem o hotărâre de Consiliul Local pe care susținem echipa de fotbal viitorul. Că așa, într-adevăr, așa a vrut domnul primar să fie viitorul. Propunerea mea, având în vedere că au avut rezultatele cele mai bune și că numărul cel mai mare de oameni care au rămas activ era de la viitorul. Așa. Ceilalți au plecat, au dispărut. Eu vreau să vă contrazic, propunerea dumneavoastră n-a fost în nicio ședință de Consiliul Local. Deci noi n-am discutat în nicio ședință de Consiliul Local este asta și n-am hotărât. Dar e foarte bine că am avut o echipă. Deci, și o avem care chiar foarte bine se prezintă. Eu vreau să vă spun altceva. Am fost inspirat. Așa. A fost inspirat, dar problema este că datoria veche trebuia să o plătească membrii fondatori. Nu Consiliul Local Urechești. Care datorie veche? Datoria veche. Deci din sezonul 2014-2015.
Păi din 2014 și 2015 am aprobat cu toții, dacă vă amintiți. Suportăm cheltuieli pentru echipe. Eu zic că nu, dar cu acest proces verbal, eu am proces verbal acasă în care spune că echipele merg în continuare în paralel pe chestii așa. În datoria veche, așa e. Era pe banii lor. În datoria veche, sambele echipe. Era pe banii lor, da? Banii lor. Deci uitați, îmi dă dreptate, era pe banii lor. Și noi am trimis din Consiliul Local datorii veche. Deci mulțumesc, domnul Dogaru. Problema este alta, eu vreau să contrazic alte chestii. Fiindcă mi s-a spus că s-au trimis 2000 de lei, dar s-au trimis 1400 de lei. Eu demonstrez cu actele ajutorului la federație ștampilate. O să verifice contabilitatea și vă spun exact. E o problemă. Și vreau să vă spun o chestie. Contabilitatea și vă spun exact. Dintr-un total de 2700 de lei. Dintr-un total de 2700 de lei datorie veche a echipei care ar trebui să intereseze pe membrii fondatori care au fondat echipa și care nu și-au achitat datoriile. Datoria de anul trecut, domnilor. Nu este. E de un an jumătate. E din sezonul 2014-2015. Da, așa. Deci eu vreau să vă spun așa. Bine. Mă ascultați puțin și pe urmă puteți să-mi spuneți. Deci 2700 de lei sunt din sezonul 2014-2015 în care am spus că fiecare se autofinanțează. Așa. Ei, și pe urmă, din sezonul ăsta 2015-2016, fiindcă noi am hotărât astă vară să susținem echipa și am votat ca atare, s-a strâns o datorie de 3970 de lei. Eu vreau să vă spun, federația când a primit verament de la primăria Urechești, de la UAT Urechești, așa, a luat ăștia 1400 de lei și cum i-a pus? I-a pus cam așa, 500 de lei în contul datoriei vechi, care nu mi se pare corectă, fiindcă membrii fondatori trebuia să o plătească, că ei au susținut-o, și au scăzut din datoria reală a echipei suma de 900 de lei. Deci n-au fost 2000 de lei, dragi colegi, au fost doar 1400 de lei, care, deci, ei au scăzut 500 din datoria veche și 900 din datoria nouă. Din punctul meu de vedere, noi, deci, Consiliul Local are o datorie către AJF Bacău, de 3970 minus 1400 de lei, care înseamnă vreo 2570 de lei. Asta este datoria facturată. Deci sunt niște oameni, deci să vă spun cum se calculează datoriile. Are loc un meci. Federația trimite o brigadă de arbitri. Arbitrii prestează niște servicii pentru care ei sunt retribuiți. Trebuie să-și ia banii. Vreau să vă spun că sunt bani din datoria asta, să-i spun așa între ghilimele, istorică. L-am cunoscut pe omul ăsta. Nicu Alexa a fost portar la Sport Club Bacău și a venit acum vreo 2 ani de zile la un meci de la Viitorul cu cine juca. 2 meciuri a avut și a fost observator. Pentru o sumă de bani X, omul ăla între timp a murit, domnilor colegi. Omul ăla a murit. Așa s-a întâmplat. Dumnezeu să-l ierte. Știți cumva că familia trebuie să ia de... Deci el avea de luat de un an jumătate bani de la meciul ăsta. Deci primăria Urechești este datoare un familiei moral, domnule. Unui om. Omul ăla s-a dus, nu mai este. Dar unde a murit ăla? Dar după câte îmi dau seama, primăria nu trimite nominalul unui om. Eu vreau să vă spun că din suma neplătită, omul ăla avea să lua bani la Consiliul de Țară. Nu se ia bani la Consiliul de Țară. Domnul președinte, ascultați ce vă spun. Deci din suma asta, ei, federația, trimit bani. Bă, am primit de la Urechești suma asta. Cine a arbitrat la Urechești? X, Y, Z. Îți iei banii. Așa se face, să știți. Dar eu încă o dată vă informez că, virgulă, am fost dezinformați că nu s-au trimis 2000 de lei, s-au trimis 1400 de lei și avem act aici spus 2000 de lei. Și pe partea alaltă eu vă spun serios. Deci 1400 de lei trebuia să meargă în datoria lui ASE Viitorul Urechești în sezonul 2015-2016. Problema este că noi am votat că le asigurăm și transportul. Băieții ăștia s-au străduit și au plecat pe cheltuiala lor. Eu vreau să vă spun că sunt foarte multe legitimații. Eu v-am adus aici niște costuri de legitimații. Deci, carne legitimare, duplicat, viza anuală, transfer. Sunt o grămadă de bani. Dar noi cum ajutăm oamenii aia până la urmă? Cum ajutăm oamenii aia? Deci, costurile sunt obligate. Vreau să vă explicați și să vorbim, deci până la urmă care este adevărul, fiindcă eu spun că am fost dezinformați. Și încă ceva, mai am o chitanță, eu personal acum o săptămână am fost la federație când am luat actele și am plătit 140 de lei să aduc două carnete să poată să joace echipa, fiindcă nu aveau legitimație, erau oprite.
Uitați, am chitanță în original. Deci, o am aici. Domn președinte, sunt dator cu un răspuns pentru că mi s-au rostit numele, da? Da. Vă rog. Mulțumesc pentru atenția deci, acordată. Domnul colegi, să nu se înțeleagă greșit prin ceea ce eu am spus cu profesorii din localitate, în sensul că nu merg pe criteria de competență. Deci eu am vrut să spun faptul că sunt profesori care au facultate, au pregătirea și să aibă întâietate la angajare într-o examinare locală. Adică exact cum a spus colegul nostru, că vine unul de la ONEș, adică a scos postul la concurs, da? Și atunci să participe la nivel local și ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Eu vă dau un caz real. Titularizarea asta la nivel național a fost introdusă după 80, după 90. Există profesor care nu a luat titularizarea, se duce în învățământ, prinde postul pentru că nu a fost ocupat prin titularizare, da? Ia definitivatul, ia și gradul 1, ia și gradul 2 și e posibil pe urmă să-i vină cineva titularizat în urma examenului național de titularizare. Eu asta am vrut să scot în evidență. Deci nu că dacă omul nu e competent și nu are studiile pentru postul respectiv să vie și să profeseze. Nu! Deci și este o problemă, domnul primar, pentru că e legat tot de treaba asta care rând. Domnul, eu știu că primăria Urechești, dumneavoastră personal, noi, Consiliul Local, am aprobat și știu precis că dumneavoastră ați cumpărat 2500 de metri teren lângă școală acolo ca să lărgim, așa zis, spațiu, curtea școlii în care făcusem noi un proiect pentru o sală de sport. Ei, ce s-a fi întâmplat, Dumnezeu știe, că nu mai am de unde să știu eu, probabil că datorită guvernanților noștri care se schimbă de la o zi la alta. Nu au plătit, nu au vrut să vândă pământul ăla. Nu, nu. Ba da, s-a cumpărat. Dacă mai aveți la... Nu, gata, deci am precizat treaba cu profesor. Fac remarca următoare. Recomand la ședințele Consiliului Local. Stabiliți un barem pentru fiecare vorbitor. Bă, da, doi. Să găsim formula cea mai înțeleaptă în care să ne informăm, după care să vorbim. O altă chestiune. Legat de școală. Am expertizat terenul de lângă școală. Am stabilit valorile de piață. Am discutat cu cei doi proprietari, că acolo sunt doi proprietari. Așa. Și am stabilit să cumpărăm terenul respectiv. Prețul mediu este undeva până 5 euro. A zis că etapă răspundeți colegului? Vă rog frumos. Eu am fost până la cuvânt și... la momentul ăsta pentru toată lumea. Alegeți cui să răspundeți. Vă rog frumos să mă lăsați să vorbească. Deci eu am lăsat pe lume să vorbească și mă lăsați să vorbească, da? O dată. Doi. Deci am expertizat terenul, am stabilit, să spunem, valoarea aproximativă. Urmează în etapa asta să-l achiziționăm de la proprietari. Ei sunt să-l... O, da. O altă chestiune, atenție, este în licitație. În licitație. Construcția unui obiectiv alături de școală, care va avea și funcția de sală de sport. Deci în licitație la București, la compania națională care se ocupă de chestiile astea. Și va fi cu destinații printre altele, că e vorba de o încăpere mai mare ca și dimensiune, și de sală de sport, în care copiii din școala Urechești să-și facă treaba asta, ca să se cunoască comunitatea și toată lumea să știe de ce vorba. Demersul ăsta l-am făcut în urmă cu 4 ani de zile, a fost, să spunem, o perioadă stopat din lipsă de resurse. El, de fapt, reprezintă o finanțare din Banca Mondială, sunt chestiuni de procedură care durează mai mult, dar în momentul ăsta el este în derulare, este în licitație și urmează să înceapă efectiv treaba în primăvară, ca să știm ce trebuie să spunem la oameni. O altă chestiune.
Regret faptul că, domnul Gheorghe, eu cred că problemele comunei Orecheș sunt doar singur de fapt. Deci problemele comunei Orecheș sunt complexe. Și echipa de fotbal, vă rog frumos să vă lăsați să vorbesc, eu am lăsat pe toată lumea. E o chestie de decență și de respect reciproc. Deci am lăsat, am făcut în așa fel încât să susținem echipa și nu cred că acum asta e marea problemă, că mai e o datorie sau mai știu eu ce. Asta se va achita, s-a prevăzut sumele respective. Resursii n-au fost atât de multe niciodată și știm foarte bine că am avut și ani de zile am avut bugete foarte mititele și știm și de ce am avut foarte mititele. O problemă cu noi, mă, fraților, fac o paranteză. La capitolul ăsta, cred că e bine să mai întrebați și pe alți domni care s-au ocupat de treaba asta și nu prin primul al doilea Orechești. Mai întrebați la Consiliul Județean și sunteți exponenții politici ai Consiliului Județean și ai Consiliului Județean. Și întrebați pe șefii noastre și politici, poate ar fi bine, să vă dea răspunsuri mai concrete, având în vedere că spuneți și pe bună dreptate, prețul a crescut față de ceea ce am întrebat. Dar vă recomand să întrebați și pe dânsii. Pentru că sunt limitări ale capacității noastre de a răspuns. Nu noi am organizat licitații, nu noi am făcut master plan, nu noi am făcut studii de fezabilitate, nu noi am făcut proiecte, nu noi am făcut toate astea. Noi am mers împreună într-o asociație de comun acord și ați răspuns afirmativ cu toții în calitate de consilier local într-o legislatură anterioară și în asta, da? Deci vă rog frumos să găsiți formula prin care să înțelegeți toate astea la adevărata lor dimensiune. Într-o retorică lipsită de substanță, de consistență a informației, distorsionăm adevărul și păcat. Deci încercăm să găsim formula cea mai înțeleaptă. Eu ați văzut, am încercat să dau credit la ceea ce am prezentat și am spus, trebuie să așteptăm 2, 3, 5 luni de zile să vedem cum evoluează situația. După care, dacă vedem că nu merge, vedem. Informăm, păi nu merge. Dacă merge, tot așa de bine lasă să meargă și să ducă treaba mai departe. Deci, cam asta ar fi. La capitolul mașină. În structura de personal a școlii nu au voie decât la un singur șofer. Un șofer care cu categoria D este plătit cu un salariu foarte mic. Actualul șofer de la școală chiar este dornic să-și găsească un alt loc de muncă, pentru că îi se pare că salariul este foarte mic. Ceea ce avem în momentul ăsta, să spunem noi, ca situație, ar trebui să găsim un alt șofer care să fie plătit, dar nu sunt șoferi cu D-ul care să vină la 10 milioane sau 8 milioane de lei. Șoferul cu D se duce la un salariu de dublu. Companie. Unii poate să iau un venit bunișor în care se trăiască mai bine. Deci e o chestiune delicată aici. Când s-a stabilit și la cerința școlii, rețineți, la cerința școlii a fost să meargă o singură mașină. Eu am susținut, și o știți cu toții, să meargă două. Da. De acord? Să spunem unul când am zis așa. Am spus să meargă două mașini, având în vedere faptul că sunt două locații diferite, având în vedere faptul că sunt niște copii care trebuie transportați de la grădiniță până la clasa 8-a și că trebuie găsită formula în care se susține. Și am spus că susținem și motorina noi. Și am spus că susținem și motorina noi, da. Ei, deocamdată școala spune că se descurcă cu o singură mașină, noi găsim formula să înțelegem, urmând ca în primăvară, dacă vedem că se va ajunge la proces de comasare, la un proces în care numărul de copii care va trebui transportat de la Cornățel la Orecheș sau invers va fi mai mare, atunci, cu siguranță, că va trebui să reintroducă în sistem și a doua mașină. Până atunci, noi încercăm să o ținem sub control. Ea este funcțională, nu-i trebuie decât reactualizate robineta, asigurare, revizii și toate astea. Da? O să ne asumăm fără nici fel discuții. Pentru că fac, într-o dată paranteză, m-am străduit și le-am adus pe toate trei. Eu știu cum am străduit.
Mulțumesc. Trebuie șofer, domnul primar. Sigur, șofer. Fără șofer, mașina nu merge. Are cuvântul domnul Dumitru. Mulțumesc, domnul președinte. Țin să felicit această idee cu înregistrarea ședințelor Consiliului Local. Să-i salut pe domnii prezenți. Aș avea o întrebare pentru domnul primar în legătură cu starea drumurilor până la asfaltare. Am putea găsi o posibilitate să îndreptăm, să băgăm în greter, să facem... Sunt într-o situație dezastroasă. Așa. Da, da. Și ședința trecută, chiar am rugat și pe domnul vice și pe dumneavoastră să punem o mașină de piatră la intrare la Slobozia, la Troiți acolo, spre Ajut, și una aici, spre Urechești. V-aș ruga foarte mult ca... Poți să răspund, da? Da, mulțumesc frumos. Da, răspund. Legat de capitolul drumuri. Știm cu toții, în etapa asta, suntem, de fapt, am intrat într-o altă etapă. Am fost în perioada anterioară în etapele dezvoltării instituționale. Am creat, am investit în instituții, școli, dispensare, biserici, cămini culturale și toate astea. Am intrat în etapa infrastructurii rutiere. Și pentru asta trebuie să facem un efort substanțial. Va fi un efort de ani de zile. Licitația, pentru cum am spus, pentru Slobozia este făcută, este adjudecată deja, Cornățelul este adjudecat deja, urmează, atenție, urmează să se definitiveze și proiectul cu diferențarea europeană asta, să vedem când ne vor da verde ca să trecem la proceduri, care presupune iarăși un număr de 7-8 km de rețea de drumuri în comună. Deci suntem în etapa asta care este cea mai complexă, dar și cea mai costisitoare, pentru că ați văzut. E vorba de valori mari pe care noi trebuie să le găsim ca și disponibil să putem să derulăm proiectele respective. Cu privire la întreținere, sunt de acord, mai ales cu ploile astea s-au degradat și trebuie găsit o formulă în așa fel să le mai întreținem. O să găsim soluții, acum voi vedea și evoluția vremii și în funcție de asta ne vom orienta. Deja au început să fac viceprimarul să acopere gorurile alea, care spuneai tu, Nicu. Da. Și au început să le așeze, să le pună, să le așa și o să continue ca să... Deci la ambele dintre. Da, 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 știu. Mulțumesc, Nicu. Da, mai departe. Mulțumesc, domnul primar. Domnul Angel Țară, vă rog. Da. Am să fiu mai scurt. Trei ochi puncte. Analizăm rețeaua școlară. Așa, asta este bine împărțit pe două componente. Elevi și clădiri. Despre elevi s-au vorbit cu mașini și cu tot. Și facem cu clădirile în situația când nu vom mai avea elevi. Sistemul de conservare. 2. Avem două localități cu două școli mari. Și aș veni cu propunerea ca ambele să fie populate. Funcționale. Funcționale. Pentru că există sistemul de degradare. Era foarte bine dacă la acest capitol era invitat și domnul director, ca să știi că totdeauna nu se leagă problema. Asta e un minus al nostru. La punctul 2, colectarea deșeurilor. Este bine să informăm populația, să știi să facă o colectare și o distribuire selectivă, să aruncăm cât mai puțin, să mai găsesc și alte metode de dus pe câmp, la grădina lui, la aia, să fac gunoi, nu să ducă toate deșeurile alea, că alea sunt bani. Și în orice localitate care se respectă, există salubritate. Și nu se pune problema prețului. Că asta e un preț dictat, care se face prin... prin calcule și asta este. Da. La punctul 3, cu drumul de la Alunca Dochii și cu canalul, lucrările sunt executate în proporții de 90% sau 95%. Aș dori să
să fac o igienizare, mai bine zic, a resturilor care... Laterale. Da? Da. Și am mai discutat și cu domnul viceprimar, e bine să ducem canalele alea către trotuș. Da, curbat, să intre în trotuș. Curbat. Să le facem o cădere ca altfel să cormatează la... La poduri. La poduri. Mai ating și cu sportul, care este sănătate. Prea multă cerneală curge pentru echipa asta de fotbal. Aici am ridicat problema ca totul să pornească din interiorul echipii și alții o tratează ca o chestie politică și nu-i frumos. Trebuie să-i ajutăm să intre în legalitate. Pentru că mergem și dă un aspect urât acolo când se baită, când n-am aia și sunt oameni pe margini care ne... Ce spun, bă, Consiliul Local nu face. Noi am făcut, iar discuția cu cele două echipii, tot prin noi, deci din Consiliul Local, a fost că echipa care se prezintă mai bine să funcționeze și e foarte bine că s-au comasat, acum și avem o singură echipă. Deci nu trebuie să... Eu cam atât am spus. Speranța că se vor găsi și finanțare să... O să dai răspuns? Da. Deci legat de credit. În urmă cu vreo peste 10 ani de zile aveam o afirmație, spuneam așa. Vom ajunge vremea când vom avea spații școlare. Când s-au construit spații școlare în Slobozia, s-au construit în Urecheștiul nou, s-au extins în Urecheștiul nou, s-au reabilitat în Părățel. Și am spus, vom avea spații școlare și nu vom avea copii. Și am ajuns acolo. În 2000 aveam aproape 500 de copii. Acum avem până 350. Deci dacă vom continua cu evoluția asta demografică, vom asista că peste 10 ani nu vor fi mai mult de 200 de copii. Ceea ce va fi o dramă. Eu merg pe varianta să găsim formula cea mai bună în așa fel încât dacă efectivele scad cu an ce trece, să ajungem în situația să folosim un spațiu, cum e școala Cornățel, pentru gimnaziu, să spunem, și pentru școala Urechești să folosim ciclul primar, ca să-l putem întreține și conserva. Că dacă le lăsăm neutilizate, vom avea o problemă. De asta m-am și gândit că este absolut necesar, de exemplu, în satul nou să reabilităm clădirea aia. Să-i punem un acoperiș nou și să o întreținem, pentru că altfel se duce jos. De asta am reabilitat-o pe cea din Slobozia, pentru că se ducea jos. În momentul în care am încercat să-i facem, să spunem, acoperișul, să o văruim, să o vopsim, să o aducem la niște parametri de a putea fi utilă, ați văzut că și copiii nu au mai fost atât de, eu știu, doamne să mai spargă geamul sau să-mi facă alte chestii. Deci, cred că trebuie lăsate în funcțiune ambele școli, în mod obligatoriu, indiferent de costuri. Doamne, educația presupune cost. Societatea prin educație se ridică. Dacă nu se cheltuiește pe educație, nu se ridice niciodată. De aceea și noi, ca și comunitate, și fac paranteză. Fraților, vrem sau nu vrem, școala Urechești a avut permanent rezultat. Că au fost discuții ieri, că era nu așa, că nu. Anul trecut, sau anul ăsta mai bine, la capacitate. Din toate comunele județului Bacău au fost pe primul loc la capacitate, ca medie, deci atenție. Iar ca absolvenți de studii superioare, suntem peste media județului. Deci studii superioare, copii de la țară. În condițiile în care ați văzut absolvenți de liceu acum, de la țară nu sunt decât, absolvenți de liceu care termină o facultate, nu sunt decât 20% de la țară. Deci 20% de la țară. Deci suntem într-o evoluție pozitivă. Lumea, deci aia pe care e către țară. Avem și profesori universitari care au plecat, deci și doctori, și ingineri, și ofițeri, și tot fel de oameni. Deci nu putem să spunem că noi nu ne-am mișcat ca și comunitate. Comunitatea de-a crește. Dar totul este să vrea. Iar noi suntem obligați să creăm premise. Eu vă mulțumesc. Atât, da? Lista celor care s-au dorit intenția și dorința să participe la discuții s-a epuizat. Dacă din cei care nu au luat cuvântul e ceva care dorește. Nu asta ați avut cuvântul, domnule. Mai am unul care nu s-a dezbătut scrisoarea banii pentru drumul agricol. A fost pe ordinea de zi. Scrisoarea de garanții, nu? Scrisoarea de garanții.
Asta era pentru zic că să am explicat. Am explicat. Am spus de ea. Cum n-a zis? Eu vreau să știu când se încheie lucrarea, când e gata. La drumul agricol, dacă puteți să ne spuneți. Sau... Deci scrisoarea de garanție presupune o prelungire, de fapt asta este toată treaba, și ce ea mai este de făcut, exact ceea ce a spus și domnul coleg, se va face etapa următoare în funcție de cum e vremea și toate. În ce stadiu suntem acum? 90, 70? Peste 90%. Peste 90%, deci 90%. Să mai pune un deci, strat, să mai pune ceva? Este, ascultați, proiectul presupune două componente, 300 de metri de asfalt, de beton, care este făcut, cu rigolă betonată pe o parte, cu trei poduri, în care unul este mai mare, cu două tuburi, celălalt sunt cu un tub, și un sector de 900 de metri, cu piatră de carieră, așa, iar în accepțiunea tehnică se cheamă semipenetrat, în sensul că se toarnă un strat de bitum din smoală și să așterne patul respectiv, să așterne alea de granule de cât este el, 0,7 sau de cât este el, după care se compactează. Ați înțeles, da? Deci, în asta constă tipologia drumului de exploatare agricolă, tehnic vorbind. Nu este drum de asfalt cum este drumul, să spune, Slobozie sau drumul Cornățelului. Sunt ce formă, nu putem discuta de treaba asta. Unii mai sunt anumite probleme care nu au fost suficient de material, să mă știu eu ce, el o să vină să mai completeze, să mai... Deci unii nu s-a dus primul strat de treaptă, unii, de pastă, de... Da, unii nu s-a prins corespunzător, să repară și... În prima fază, că chiar am atenționat Consiliul Local, că acolo 90%. Așa, acum a început să macere mai tare, nici al doilea strat, de, așa nu a prins, chiar în zona aia. Vreau să știu dacă rămâne așa. Nu, sau deci, îți bani acolo, dar deci, nici am... să merge cum așa, nu putem să... Ascultă un moment. Deci, sau... Am cerut să se mai pună pe lângă, peste stratul de smoală și peste stratul care s-a impregnat în material respectiv, am cerut să mai pună și niște material care exista pe marginea aia, tot ideea să fie stratul mai gros și să avem posibilitatea să-l menținem pe cel existent. Eu înțeleg, material mai e acolo, piatră și asta, să cară cu căruța, să cam dispare. Asta e treaba mea. Deci alții s-au pus prin curte aceeași cartă și băi că stă mai bine decât acolo. Lucrarea nu este recepționată, ca spun că este la primărie. Bine, eu mă refer când vrea să știu când e gata. Lucrarea respectiv. Da. Adică să fie la fel ca s-a mai făcut în comună drumuri asemănătoare, dar arte mai bine, eu nu știu. Circul și pe ăla, circul și pe ăsta. E cam. Ce asemănătoare? Drum asemănătoare? Da, e la Pralea. Ăsta e un drum care agricol. Păi tot agricol, da. Tot de piatră, același proiect, prin gal, prin tot, dar numai că se poate circula mai bine și nu sare de acolo, nu sare piatra, după, e creiul ăla prins. A mai fost un strat de pe cel de astea mai mici, care s-a prins extraordinar de bine. Păi da, deci, vreau să știu și dirigit din șantier, pentru că noi am contribuit cu bani acolo, în afară de cine a dat galul. Noi deci, nu trebuie să știm cum la terminare, finalizarea, să știm. Deci eu am noi aprobăm tot felul de... Pe lângă ceea ce s-a impregnat, am cerut să mai pună peste el, pe ideea că se mai bate și se poate merge foarte, foarte bine. Măcar două zile să meargă bine, să vedem, dar așa nu nici din prima. Au plecat, au dat cum au putut, au plecat, s-au dus. Nu s-a distribuit nici pe cele uniform, n-a avut nici utilaje normale, din cupă, cum se dă, oricum. În altă parte am văzut că e mai bine, de asta zic, circul pe alte drumuri în raza respectivă, același drum, dar văd că merge mai bine, nu sare piatra de acolo. Bă, o fi el drum agricol, dar sunt o grămadă de bani. Sunt bani mulți. Și chiar dacă fi din afară, dar avem și noi contribuția la Consiliul Local. Asta e. Da. La divers o să mai am o problemă de discutat când începe. Spun acum, s-am închis în Urechești, vă două cazuri în care cămilele de apă, încurcat pe cineva, nu știu, s-a pus piatră direct în el, în cămin de apă. În două locuri. Unul la Rusu Mircea acolo pe colț și unul la Stanciu Ion. Deci s-a luat placa, s-a pus direct, s-a turnat mașina de piatră. Nu e așa? Deci putem să intervenim dacă o fi votată să înghețe sau... Asta zic, că s-au astupat două cămini. Cu vane, cu tot, să știm ce se întâmplă cu... Vă dă răspuns domnul primar, domnul viceprimar. Bă, dacă vreau, dacă e bine de știut să știi, nu se închide căminul respectiv, nu poți să-l închizi, să iei capacul de acolo și să-i pui piatră direct în... Na. Așa ați considerat că e bine pe Consiliul Local la trecut, n-a știut nimeni nimic. Mergând prin localități, am observat.
Și domnule Vici, dacă tot îmi dă răspunsul, am mai zis de atâtea ori, e un drum acolo la Gădean, la Cornățel, am cerut să pună piatră, nu s-a pus. Cum nu s-a pus la șoseală alea două de la Zlobozii, eu cred, alea la Zlobozii sunt în programul ăsta de asfaltare, poate nu mai trebuie. Dar cetățenii aia nu putem să-i lăsăm așa 20 de case, 30 de case, să n-aibă acces, să poți să ieși în șosea, îți blocați în partea aia, îți blocați că e drum numai apă, singurul drum de acces de ieșit la 20 de case, nu poți să ieși cu mașina, e pericol accidental, trebuie să meargă cineva în drum, să te asiguri, să dea cu mâna, să facă țel ca să poți să, să ieși din stradă, din ulița aia. Vă mulțumim. Referitor la camionele de la Brăichești 1, de la stanciul de acolo era un pericol, mă refer la caz de incendiu, ca ceva, blocam drumul. Am dedus că trebuie acoperit acolo, nu e acoperit, banele sunt intacte, am făcut un pot asupra banelor, s-am pus piatră peste ea și a rămas așa. În caz de a-mi da nevoie pentru o intervenție la sursa de apă, dau piatra afară, umplu avane și am făcut apă. Dincolo la vasele, la Dorada, acolo în zona aia, la fel, a fost vorba că circulau animale multe acolo. Cineva a dus cu un utilaj mare de câteva tone acolo, a rupt placa care a fost betonată. Și ca să o să întâmple o agendă asta, am luat măsura ca să fac la fel pot pe banii, am pus piatră, să fac circulaș cu mașinile și cu animale pe acolo, fără să fie pericolul de a cădea cineva mine. Doi, referitor la intrările în sate cu piatră, am început lucrarea, s-a făcut deja. La hotare trebuit, la urchești la etaj de Zlobozie, e făcut, pe aici, pe fața primăriei sau după toate trebuit, am venit ploile acolo și trebuie să mă opresc. Dar după ce se termine treaba asta, vom dirige ceva. Și v-a spus domnul primar pentru drumuri, chiar convins, am văzut și eu astăzi, am trecut prin zonii, dar este nevoie de autocrede, cred că zilele astea o să găsim mult, dar până să-ți vântă pe mine dragă. Avem aici un buget, avem aici. Noi aprobăm acolo, ne-am spus să vedem. Asta e bine rezolvă. Alte probleme nu știu a fost. A fost vorba ta veste de drumul că se lungă a drăchiei acolo. Nu, acolo se pare bine, chiar convins. Vorbim, am fost acolo și știu este pe interiorul în propoziție de 90% de făcut drumul. Cum a trebuit pe să punem în stradii bită, îl punem. Încă n-am încheiat cu domnii să se vorbim vorba de terminal lucrării. Așa că nu se pune problema să meargă drumul. Ar mai fi, m-a spus pe domnul primar, în sat acum lucrează elementul stradal. Sunt deja unul din băieții roși la primărie cu băieții de la firma care... Pe strada aia nici lumină, pe strada aia la Gădean, la ăsta, la Abel, nici lumină, nici un bec nu s-a prins. V-am spus că băieții mei sunt acolo, băieții mei sunt în zona acolo, mâine se lucrează treaba asta, va fi în toată comună lumină. Și toată comună va fi lumină, știu și acolo de voastră veniți curtul ăla de acolo, i-am comunicat la băieți, nu se remedie de treaba asta. Altceva? Mai e ceva, sapul trebuie să vine, am crezut câțiva fulgi de zăpadă acum, am făcut și noi mentenanță cu cineva ca să dezepezire sau facem... Avem mașină la dezepezire, avem pregătit, avem motorină, avem tot ce trebuie. Asta vreau să știu. Nu cheltuim bani pe alte utilaje, nu cheltuim niciun leu. Deci, avem mașina disponibilă, poate să facă treabă liniștit. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu vreau să ne încărcăm cu cheltuială suplimentară. O altă chestie. Deci, legat de iluminat. Vom rezolva problema asta în zilele următoare, sâmbătă, luni. O să mai facem extensii, până vedem, adică extensii în sens, o să mai punem câteva lucruri, considerăm că trebuie și cu prioritate au extremele satelor, acolo unde se mai poate întâmpla minuni, așa, după care o să încercăm să mai facem și o mică ordinare de sărbători, în așa fel încât fiecare sat să aibă și el sentimentul sau să simtă cu adevărat omul că îi vine și lui sărbătoare. Cam asta ar fi de spus. O rugăminte, domn primar. Deci am făcut multe demersuri la Ion în legătură cu rețeaua de pe strada Favului. Știți unde este? Da, știu. Da? Deci sunt doi stâlpi care stau aplicate. Am făcut multe intervenții, absolut nimic nu s-a rezolvat. Poate cu ajutorul primăriei și primăria se implice pentru că e posibil ca stâlpii, orice stâlpi pot cădea. Interesant este un lucru. Un răspuns de la o instituție ca EON îți vine între 3 luni și vreo 7 luni. Deci mi-a venit anul ăsta, de exemplu, răspuns din martie, tocmai acum vreo săptămână. Implicit de ce ai spus limitat. Mi s-a spus că la 30 de zile, dar nu l-am primit. Implicit la ce ai spus. 7 luni de zile, răspuns. Anul de cum mi-a venit la 4 luni. La 4 luni.
în martie am primit și în iulie mi-au răspuns. Anul ăsta s-a prelungit pe rău. Știm cu toții că am făcut eforturi pentru extensii de rezerve. În Cornățel, în Urechești, în partea alta de spre Slobozia. Cred că trebuie să ne asumăm și treaba asta în etapa următoare. Cu siguranță că Cornățelul, unde au stâlpi din lemn, trebuie să facem ceva. În mod normal, nu ar trebui implicat poșirul local în acest în asemenea investiție, nu trebuie obligația noastră. Dar ei nu fac niciun fel de... cu eu, care trebuie să obligați de prestele serviciu. Dar ei nu fac eforturi financiare. Probabilitatea ca să facă treaba asta este foarte mică și eu gândesc doar dacă vor cădea acei stâlpi. Nu mai știu. Să spunem că vor interveni cu ceva. Dar mă îndoiesc. Acum mă gândesc că nu acolo să mai trimiteți o hârtie de acolo, să știu una. Găsiți o soluție că vadă că găsiți zona din mai multe părți. Am înțeles. Vă pot informa, că la satul nou Cornățel, în Lovăchie, cu o cădere de apă care e făcută, s-a adus piesa acum de la Onești. Vor veni oamenii care o să monteze în cursul zilei de astăzi și sper ca să fie apă în acolo. Apă este acolo. Am bazinele prime la satul nou. Nu o să fie zică probleme, dar avea mai apă. Ceea ce denotă că suntem o comună la șosea. Dacă o să întâlnim de la final, să vă spuneți câteva concluzii ale mele. Da. Puteți să ne spuneți la fiecare ședință să ne anunțați. Deci, domnule, în măsura în care... Să ne prezentați contractul. Deci veniți la fiecare ședință. Poți să vă spună, domnule? Poți să mă dau un pic, Adrian, un pic mai deoparte ca să mă mă... Și acum iar. Vă rog, vă rog. Poți să întrebați că se votez. Nicu. Da. Ce vreau să vă spun, în primul rând, mă bucur foarte mult că am cunoscut familia dumneavoastră a comunei Urechești. Sunteți o familie extraordinară. Vreau să vă spun următorul lucru. Că problemele pe care le aveți dumneavoastră aici, organizatorice și așa mai departe, de toate genurile, inclusiv cele sportive, inclusiv cele legate de Romprest, de finanțările care vor veni pe viitor de la marile companii, acele proiecte, sunt asemănătoare în toate comunile în care noi mergem. Vreau să vă spun că noi nu am venit întâmplător aici la Urechești și vreau să vă spun că inițiativa de a fi prezenți aici ne aparține în primul rând nouă televiziune exclusiv, pentru că am observat că anumiți colegi ai noștri, atât la nivel județean cât și la nivelul Văii Plotușului, nu sunt interesați să facă un efort pentru a veni și a vă cunoaște, a vedea despre ce proiecte este vorba și mai ales dacă există transparență decizională. Noi funcționăm pe baza legii 52 și a legii 544, care spun foarte clar că primăriile sunt obligate să acorde în termen de 2 zile acreditare, ceea și mulțumim domnului primar pentru că a acceptat în termenii legali ca noi să fim prezenți aici, la dumneavoastră. Noi suntem personalitate juridică. Singura activitate a firmei noastre este cea de presă. Iar profilul televiziunii noastre este un profil generalist. Noi nu suntem o televiziune de scandal, ca să ne înțelegem foarte bine. La recomandarea colegilor noștri de la fostul Club Român de Presă, pentru că el nu mai există, dar nucleul există prin profesioniști și din care, cu modestie vă spun că fac și eu parte, a fost de a nu ne implica în micile conflicte locale. Pentru că forța presei, să nu uitați că totuși presa este a patra putere în stat, este foarte mare și mai ales la notorietatea acea mică pe care o am și eu și mă cunoașteți de la televiziunile de folclor, culturale și așa mai departe, noi am putea să balansăm în mod negativ reacția dumneavoastră naturală de aici din Consiliul Local. Și de aceea ne-am propus să alegem ca profil al televiziunii noastre cel de documentare. În primul rând de documentare. Deci să cunoaștem mai bine zona, să o promovăm, să venim, noi nu o să venim doar la ședințele de consiliu, așteptăm invitații din partea dumneavoastră, chiar și de la echipa de fotbal, când aveți un meci mai important, noi o să venim cu mult drag, sigur, în funcție și de agenda pe care o avem noi. Și vreau să vă aduc la cunoștință că în acest moment avem aproximativ 15 comune unde reușim prin eforturi proprii financiare să ajungem
și să prezentăm publicului, pentru că, să știți, marele beneficiar al filmărilor noastre sunt cetățenii dumneavoastră, dar nu numai cei care sunt aici, ci și cei care sunt în străinătate, pentru că în momentul în care noi am deschis această televiziune, care este axată în principal pe românii de pretutindeni, au și venit mesaje prin intermediul rețelelor sociale către noi: domnule, dar de ce nu veniți la Urechești? De ce nu veniți la Căiuț? De ce nu veniți la Ștefan cel Mare? Și atunci am spus, hai să facem noi altceva decât fac colegii noștri de a se implica politic de partea unui partid sau și așa mai departe. Deci, ceea ce o să vă rog pe dumneavoastră, și de aia am luat cuvântul, pentru noi nu participăm la niciun fel de manipulări, ca să ne înțelegem foarte bine, și dacă nu s-ar fi pus această problemă, eu în general, să știți, cred că este una din puținele date când intervin, pentru că rolul nostru este de a fi observator, nu de a interveni în dezbaterile din ședințele de Consiliu Local. Așadar, vă rugăm să luați notă că efortul nostru financiar este foarte mare, numai dacă venim de 3-4 ori până aici și așa mai departe, sau mergem tocmai la Asău sau în altă parte, cheltuielile noastre sunt mai mari decât ceea ce am solicitat. Domnul primar a menționat aici că noi am solicitat și sperăm să ni se aprobe o decontare minimă a unui bon de benzină și a plătit cameramanul, ceea ce înseamnă un 80 de euro pe lună plus TVA-ul aferent, care nu e nostru al statului. Deci, noi nu venim ca să câștigăm bani, deci, și niciun fel de capital de la dumneavoastră, venim să vă ajutăm, să ne considerați prietenii dumneavoastră și să putem să facem acest lucru la modul cel mai profesional. Pentru că vremurile și oamenii evoluează. Iată, încet, încet și presa devine mai activă, având în vedere, și gândiți-vă la un lucru, rolul nostru este preventiv. Prezența noastră aici va împiedica, nu vorbesc neapărat despre comuna dumneavoastră, încălcarea unor legi, faptul că se filmează, încălcarea, abuzurile de toate felurile care le găsim pe Valea Trotușului. Deci avem, dar aici nu nominalizez. Din păcate, vreau să vă spun că așa s-a întâmplat în fiecare comună. Am fost primit un pic mai reticent din partea unor consilieri. Dar vreau să vă spun și apreciez consilieri care au spus că este un lucru pozitiv prezența noastră aici. Deci avem rugămintea la consilieri locali să nu vină nici la Onești, nici la noi pentru probleme politice de disensiuni. Lăsăm la latitudinea dumneavoastră să vă faceți în mod natural selecția politică și a deciziilor dumneavoastră, iar pe noi să ne lăsați să ne facem treaba. Mai mult decât atât, fac precizarea că ședința de Consiliu Local, așa cum a fost filmată și așa cum facem și în alte comune, va fi prezentată de la un capăt la altul, fără a umbla pe spiciul unor consilieri și așa mai departe. Așa cum în mod greșit fac anumiți colegi de-ai noștri. Imaginați-vă că Oneștiul a decăzut economic și a ajuns dintr-un oraș super dezvoltat la o comună, ca așa îi spun eu, pentru că nu mai are niciun fel de industrie, datorită și lipsei de reacție a presei. Atâția ani buni de zile presa din Onești a fost cumpărată permanent și s-a vândut pe o pungă de euro și nu au mai prezentat în mod realist situația. Noi nu facem acest lucru. O să vedeți în noi un partener foarte serios și mai mult decât atât, și cu asta închei, pentru că timpul dumneavoastră este extrem de prețios, vreau să vă spun, va fi un mare avantaj al dumneavoastră, al consilierilor, al primarilor, pentru că am văzut deja la Coțofănești, domnul primar este atent la toate filmările din toate comunele pe care noi le prezentăm. Pentru că veți vedea că aceleași probleme sunt dezbătute și de colegii dumneavoastră din alte comune, vă puteți consulta între dumneavoastră să luați cele mai bune decizii pentru comunitatea pe care o aveți. Deci noi cunoaștem foarte bine realitățile de pe Valea Trotușului și venim, încă o dată vă spun, în sprijinul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult și sperăm, vă rog, și dacă aveți întrebări, desigur, puteți să mă întrebați. Deci, întrebarea este firească, că nu știm. Ce post de televiziune sunteți? Exclusiv TV, am precizat de la început. Pe ce site? Pe ce frecvență? Așa, exclusiv onești.ro/online. Ei, da, bună întrebarea. Vreau să vă spun că pentru dumneavoastră am creat în mod special, pentru că e mai ușor. Noi, după ce dăm și pe televiziune aceste filmări, vreau să vă spun că am creat un flux de informații care merge. Noi, de altfel, fac precizarea, lucrăm cu 4 agenții importante de presă din România. Am făcut un grup pe Facebook unde scrie exclusiv
pornind de la numele televiziunii, exclusiv Urechești. Deci veți găsi... Exclusiv.urechești. Nu, exclusiv e un grup Bacău, pentru cei care știu. Poftim? Ești Brancea. Da, am făcut exclusiv Urechești unul singur, vă spun sigur că ei nu au televiziunea exclusiv. Și este, există exclusiv Căiuț, exclusiv Ștefan cel Mare și așa mai departe. Noi, așa, asta e pe net. Pe net. Noi când dăm drumul la știri, ne-am gândit așa, să rămână și arhivat pentru ca dumneavoastră să puteți să vedeți în orice moment, pentru că noi dăm o dată pe exclusiv Onești. Dar după aia, dacă nu ați fost, aveți și dumneavoastră alte trenuri, nu puteți sta să vedeți când... Ora de difuzare. Deci, noi am lăsat, orele de difuzare sunt aleatorii, pentru că e vorba de online. Dar, ce vreau să vă spun, veți găsi permanent arhivate aceste ședințe de Consiliu, nu numai de la dumneavoastră, ci din celelalte comune. Deci, noi publicăm integral. Noi când dăm drumul la fluxul de știri, nu intră doar pe Facebook, se duce și pe YouTube, îl găsiți, veți găsi ședința asta, și pe Twitter și așa mai departe, și pe bloguri și așa mai departe. Deci noi avem o rețea extinsă la nivel național și am ținut neapărat ca să avem vizibilitate. De aceea noi ne considerăm o televiziune importantă pe, în această zonă. Mai mult decât atât, o să vedeți reacțiile tinerilor care... Din nefericire, sigur, trebuie să ducă la un loc mai bun de muncă să câștige, vor vedea și bucuria lor va fi enormă când vor vedea că discutați în mod serios problemele comune. Că poate au șanse să vină, poate își aduc aminte de tradițiile de aici din comună, că vin sărbătorile și așa mai departe. Deci este, din punctul meu de vedere, un avantaj al cetățenilor în primul rând, dar și al dumneavoastră, că în acest fel... veți avea grijă, poate, având în vedere că se filmează, să prezentați comuna mult, mult mai bine în ochii tuturor. Să știți că uneori pe noi ne-au felicitat, inclusiv cei de la Bacău, pentru faptul că am făcut acest lucru, pentru că și pentru Consiliul Județean, de exemplu, e mai ușor să se informeze, să vadă cum propunerile de la nivelul Consiliului Județean sunt implementate la nivel local. Deci aveți ocazia să promovați și asta ne dorim, să promovăm în primul rând lucrurile în modul pozitiv. Deci, încă o dată, nu sunt, n-am înclinație către scandal, către celelalte chestii. Oricând veți avea nelămuriri asupra unde să găsiți postele noastre și așa mai departe, aveți numărul meu de telefon, îl găsiți și pe internet, scrieți Eugen Ungureanu pe Google și telefon și îl găsiți. Toată lumea, și cărți de vizită cine va dori. Domnul primar, încă o dată, noi vă mulțumim și sperăm să ajungem la cât mai multe ședințe. E posibil, poate odată, să coincidă două comune, vom alege comuna mai nou venită, dar în general să știți că noi suntem aici prezenți. Încă o dată mulțumim și încerc scuze că v-am răpit din... Iar eu, în calitate care am avut astăzi, a Consiliul Local, vă mulțumim pentru prezența noastră aici și vă mai așteptăm. Cu mult drag. Mai ales că eu am stat la Sascot vreo 6 ani, deci undeva cu pizdegat. Iar socrul meu Tănase se trage de aici, din Urechești, din zona asta. Da? Da. Familia Tănase, mai... În rădăcina aici, spunea că a avut rude și da. Deci găsim și locuri. Dar mi-aduc aminte că veneam cu Sascutul înainte de 89, veneam la Cămin aici și țineam spectacole de la... Deci avem totuși un punct comun. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, mai rămas de supus la vot proiectul de hotărâre. Le punem un bloc sau pe fiecare parte? Fiecare parte și încă... Mai sunt anumite chestii. Ia suplimentul. E normal, e democratic. Dar dumneavoastră ar trebui să... Deci dumneavoastră, domnul președinte, ar trebui să conduceți ședințe. Le pune bloc sau bloc. Separat. Pentru bloc. Cine e de acolo? Pentru bloc. Acum, pentru separat, democratic. Mai întâi. Cine este de acord cu proiectele de hotărâri prezentate în această sală adunare? Cine e de acord? Sunt de acord cu proiectele. Stai așa. Deci, unul abține sau contra? Se pune pe ordinea de zi. Poftim? Se pune pe ordinea de zi sau să le votăm? Să le votăm. Băi, ce dacă votăm un bloc? Ce să votăm un bloc? Sincer, din banii aia, eu vreau să votez, dar dați-mi informația completă.
câți din banii aia trimiteți către federație? Oamenii aia nu vor să mai promoveze echipa, să o mai programeze. Domnul Gheorghe, eu dau o răspuns și eu. Am bătut cu șefii de la Bacău, eu. Mi-am promis că după întâi anul nu dăm bani. Ce să m-am înțeles în perioada aia și așa la bacă fotbol a va continua în regulă. Nu știu să vă spun. Mie mi-a spus cineva că n-ați trimis 2000 de lei. Eu am vorbit cu dânsul la Bacău, vă rog frumos, eu am luat legătura cu dânsul și eu am fost omul care am colaborat cu dânsul. Banii am trimis 2000 de lei acolo și cu asta am încheiat. Deci nu sunt de acord cu noastră, fiindcă informația e alta. Bine, haideți să vă spun. Au avut loc discuții nu mai deruncem. Cine este de acord cu prezentarea proiectului de hotărâre? Și de acord cu ele? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cu hotărârea de acord. Nu sunt de acord cu votarea în bloc. Vreau să mă țin la anumite puncte. Vreau să mă votez pe fiecare punct și mă pot într-o situație imposibilă. Deci, eu din 5 vreau să votez 3 și 2 nu. Cum? Asta e, cum? Asta e. Cum e democratic? Cum e democratic? Eu puneți în gură și nu știu dacă a fost cineva democratic. Hai să le pui în bloc. În bloc, în bloc, în bloc. Dom'le, lasă fiecare în parte. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei de școlar la nivelul comunei Orechești. Cine este de acord? Mulțumesc. Informare privind stadiul de rulare de contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în Zâmbacău. Cine este de acord? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statutului de funcții din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Orechești Zâmbacău. Cine este de acord? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90,
pentru modernizare, drum de exploatare agricolă, lunga Dochiei, Pot Rotuș. Ești de acord? 11, da? Eu mă abțin. 11, da? O abține. Mulțumesc. Cealaltă. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii societății strâmbe de garanție pentru râul Vișan. La fel. O abținere. 12? Da. Nu mă abțin. Deci te spune. La Vișan, da. A mai fost rectificare bugetară. Cine este de acord cu rectificarea bugetară? Două voturi. Abținere împotrivă, confirm. Eu mă abțin. Abținere sau împotrivă? N-am toate informații. N-am toate informații, deci două abținere. Două abținere. Nu știu unde sunt toți banii. Echipa de fotbal. Cine este de acord? Să fim de acord cu ce? Cu ce? Cu ce votăm? Să fim de acord cu ce, domnul președinte? Cu ce? Echipa din fotbal. Hai să votăm ce? Nu am ce a cerut. Păi ce cerut informare? Dumneavoastră ați condus ședința. Ce am cerut eu? A fost o informare. Asupra activității echipii de fotbal. Și v-am adus și niște dovezi care contrazic niște chestii spuse mai înainte. Nu știu, deci suntem de acord cu plata, ceea ce azi 39 și diferența era atât de anul trecut, nu suntem de acord. Asta e foarte clar. De când susținem echipa, sunt de acord cu toate cheltuielile, vorbesc în nume propriu, ce e vechi, să plătească cine a făcut datorie. Domnul președinte, asta este o părere personală. Am repetat-o. Și vreau ca să terminăm cu ea. Sub cuvânt de onoare, vă spun că domnul Gheorgheu este un coleg foarte, foarte bun, ca și domnul Andrei. Regula numărul 1 pentru această treabă, să se stabilească odată cum am luat hotărârea cine este reprezentantul acestei echipe de fotbal care să țină legătura cu executivul. În care executivul are obligația să informeze Consiliul Local și să ne spună anumite probleme. Dacă dumneavoastră sau dumneavoastră sunteți reprezentanții acestei echipe, spuneți-ne să știm și atunci discutăm numai cu dumneavoastră despre echipa de fotbal. Deci cinstit, e logic, oameni buni, n-am nimic, deci am, dacă am ceva am cu ideea asta. Deci nu sunt împotrivă la altceva.
Deci se termină. Domn primar are... Închidem subiectul. Ca să termină ședința. Încă o dată repet. Nu e bine că se politizează o activitate sportivă. Evit să fac lucrul ăsta prin neprezentarea mea la meciuri. Nu mă duc la meciuri, nu că nu-mi place. Nu mă duc ca să nu se spune că mă duc să politizez acolo. Din motivul ăsta. N-am fost la mai mult de două meciuri. Asta la începuturi. Deci să nu se politizeze. Lasă lumea acolo să-și desfășoare activitatea. Lasă-i pe oameni să, eu știu, să fie dezinvolți. Lasă-i să socializeze, să vorbească între ei. Nu să mă duc eu acolo să mă proțăpesc că-s mare primar și cel mai deștept dintre toți. Ești pe departe. Vom susține echipa de fotbal. Fără niciun fel de discuție. Care și-a fost ailată ca pe asta, vom susține echipa de fotbal. Atât. De ce, domnul primar, nu se stabilește persoana cu care să o știm și noi? Băi, ăsta este persoana. Nu înțeleg aici. Un pic. Nu înțeleg. Persoana există. Care? Sunt doi băieți. Vă rog. Persoana da. Există. Și există chiar băieți de calitate. Nu am nicio legătură cu politica. Dar trebuie lăsați în pace și trebuie făcut în așa fel încât politicul să nu-și mai bage coada în activitatea sportivă. Atât. Am spus, nu consilier, nu viceprimar, nu primar, nu nimic. Lăsați-i pe ei să-și facă treaba lor de fotbal, de sport, de mișcare, de sănătate, de educare, de orice și nu noi să ne credem că suntem cei mai tari și cei mai șmecheri. Nu. Da. O spun și repet. Da, și pe deci, o spun și repet. Nu am avut și nu am implicare directă să mă duc să mă manifest în fața oamenilor de la fotbal de acolo și vreau să desfășoare activitatea la fel și până acolo, apolitic, frate. Cum o fac eu să fac și ceilalți? Iar noi, ca și instituții, să încercăm să-i sprijinim, pentru că e adevărat că și merită, dacă o analizăm mai în complexitate. Au niște rezultate frumoase și poate fi dusă și mai sus. Vă mulțumesc. Ce vreau să vă spun eu, mi se pare ilogic ca dumneavoastră să-mi interziceți ca și consilier să mă implic în cadrul echipei de fotbal. Ar trebui, dacă îmi place fotbal și vreau să ajut echipa, dumneavoastră îmi puneți cumva... Dar trebuie reprezentantul echipei să vină aici. Nu discut cu tine eu. Am înțeles. Ei, dacă înțeles, eu personal am vrut să ajut echipa, deci nu politic, puteți să vă convingeți de la băieți și la toți cei ce sunt și vin. Uitați, domnul Angheluț să vină la fiecare meci, nu cred că s-a povestit. Deci nu m-a auzit pe mine spun ceva politic, dacă m-a auzit, puteți spune dumneavoastră acum. Deci eu am încercat să-i ajut. Le-am plătit 140 de lei să le aduc două carnete domnilor să poată să joace următorul meci. Foarte bine, mai dai 140. Nu-i vorba de asta, fiindcă noi avem hotărâre, care să-i susținem. Deci dați-mi un răspuns. Noi cum îi susținem? Dați-mi reprezentantul. Aici. Să trebuie. Și nu-mi dai aici. Alo, cum tare mult eu. Vine aici. Ședința, iată, nu mai are rău discuții.